capa în capa. Băiatul ăla cu minte, hai să-i rupem iarnelii. Pare rău că apar așa târziu, n-am stat să pierd vremea asta să scriu. Yeah, 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 coaie fac asta de cum o știu. Știi bine că sunt scandalagiu, nu supor falși. N-am plictis pe creier, eu am uriaș. Fac hip-hop, dă-i din cap că te sparg. Dacă bag, trebuie să sar și să bag și tu rap, yeah. Break that shit, break, break that shit. Și la propriu și la figurat o să-mi vezi mai desfigura. Figaro, Figaro, beat-ul ăsta ne-a desfigurat. Eu nu mi-o ard în figur, de ce ți-o arzi figurant? M-am uitat prin topul meu și acolo tu n-ai figurat. Nu te panica, glumeam, doar mă jucam cu litere. Știu că te uimești și tu când vezi cum pun cuvintele. M-am întors, spargem tot, deci tu fă jurămințile. Mi-o caut cu tine după ce mi-am pierdut mințile. Oh shit, fuck that like a motherfucker. Click, clack, airsoft, știi ce poate să facă? Eu nu știu sincer, n-am pus mâna pe el vreodată. Eu te lovesc cu rima că n-o vindești niciodată. Îmi pare rău că apar așa târziu, n-am stat să pierd vremea asta să scriu. Yeah, 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 coaie fac asta de cum o știu. Știi bine că sunt scandalagiu, nu supor falși. N-am plictis pe creier, eu am uriaș. Hey, am venit de pe Omegle. Ia fi atent acum cum mă transform în rapper. Break that shit, break, break that shit, yeah. Eu sunt conac, uite mă fac pe tupac. Nu fac pactul cu dracu, eu fac hip-hop-ul să facă saltul, îți rupe-n capul. Apoi veni și spune altul, sunt frate cu tactul. Dau din mii de laturi, mă sună contactul. Pace, sunt OG, sunt marpă, sunt Gucci, papuci. Îți place de mine că sunt new shit, yeah. Îți place de mine că sunt bun și ai Putin work să mă blacă și rușii, yeah. Mamă, ți-am spus că sunt cel mai tare, yeah. O să-ți cumpăr o casă undeva frumos la soare, yeah. Și-n viață cel mai bine trebuie, yeah, să faci ce vrei, yeah. Dacă o să-mi stea vreunul în cale, o să mă cer cu ei. Îmi pare rău că apar așa târziu, n-am stat să pierd vremea asta să scriu. Yeah, 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 coaie fac asta de cum o știu. Știi bine că sunt scandalagiu, nu supor falși. N-am plictis pe creier, eu am uriaș. Conacule, da băneli, hai pe ei, hai măneli, geam pe ei. Știi bine că suntem cei ce o să schimbe România de la primul play. I make it rain, știi că sunt insane in the brain. Am făcut piesa asta pentru entertain. E marfă duma orice am zice și oricum ar fi. Stau ăsta sunt americani, noua duma fiind. Acum pe bune, Nelly, ce tot în ce să ne spui? Uite cum pică, îți place cadența, pe mine mă face să simt diferența. Și-mi place să dau cum o vindecă piesa și-mi place să vadă toți frate ce versam. Intru șoc, am puterea să trăsar, ne vedem pe apă ca să vezi ce mersam. Cuvintele metri că-s medicamente, sunt prea bine spuse și puse perfecte. Se simte că marfă rău de când începe. Îmi place să o facem, cum facem cu fent. Cu rime curente, cuvinte cutente, să facă mai toate urechile atente. Am făcut un banger ce merită atenție. Și măcar nu sunt rapper de profesie. Îmi pare rău că apar așa târziu, n-am stat să pierd vremea asta să scriu. Coaie fac asta de cum o știu. Știi bine că sunt scandalagiu, nu supor falși. N-am pitici pe creier, eu am uriaș. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 18 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: pamflet. Are părul ca de foc și poartă un turbo rucsac. Storiile lui îi bagă numai prostii în cap. Ca zice experiment nu se ferește. Și are un câine vorbitor ce-l însoțește. Pune în practică tot ce trece prin cap, după care pleacă să se prime prin par. Vezi care mai de care nu știi ce să mai crezi. Doamite, doamite, asta e zi din viața lui Johnny Test. Doamite, bună seara, doamnelor și domnilor! Frică și groază este acum în sufletele celor peste 100.000 de oameni care îl urmăresc pe Conacu. Vloggerul ar fi fost răpit de celebrul mâncător de oameni, Umaga din Timiș, pe numele său real, Olin. Anchetatorii spun că totul s-a întâmplat în jurul orei 4 dimineața, după ce înfometatul Umaga a descoperit cu stupoare că a rămas fără mâncare în frigider. Ca să stăvilească foamea, Umaga a lovit prima casă care i-a ieșit în cale. Din nefericire pentru el, Conacu era în living la acea oră și a căzut prada apetitului imens de nestăpânit al uriașului. S-au demarat mai multe anchete la fața locului. Pentru mai multe detalii îi dau legătura colegului nostru din teren, Rareș Fonfăi. Da, bine v-am găsit, dragi telespectatori,
sunt aici în mijlocul lucrurilor și o să vă spun exact povestea reală, pentru că am aflat de la două mame sămână. Și totul s-a întâmplat la 4 dimineața, 4 fără 2 minute machiar, pentru că babetele stăteau la geam și cred că croșetau, dar nu vor să-mi spună, las că mă fac, o să spuneți. Vă vede părintele Arsenie Boca dacă nu spuneți. Adevărul! Da, la 4 fără 2 minute, umana, ca Nicolin, ar fi intrat pune fracție la bietul om în casă. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că omul n-avea camere, nici nu-l găsim să vorbească, dar pe semne îl găsim în două locuri. Ori ascuns pe undeva, ori în cele 4 compartimente ale stomacului lui umana. Pentru că, bineînțeles, e mai mare ca o vacă și are stomacul împărțit în 4. Cam atât pentru un moment. Nu uitați, la Observatorul de la ora următoare veți afla mai multe detalii. Apropo, uniți Barcelona cu Real Madrid din seara. Asta e pentru rubrica de sport. Tipsuri. Atât de la Rare și Fonfăințu, vă mulțumesc pentru atenție, legătura înapoi. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la Fonfi News. O nouă modă acum predomină în rândul adolescentelor. Noul trend constă în consumarea de alcool până la ore târzii și apoi începe dezmoțul. Tinerile trimit poze în ipostaze indecente necunoscuților pe internet. Tânăral din imagine este Raluca. Ea și-a făcut un tabie din avea bere Argus și a pozat indecent pe aplicația de vorbit Discord. Raluca nu a vrut să dea un interviu pentru știrile noastre, însă reporterul de teren, Fonfi, a luat legătura cu mai mulți consăteni pentru a afla ce se întâmplă. Fonfi, spune-ne ce se aude din gura comunității în care locuiește această fată. O acceptă să fie una dintre ei sau o vor izgoni? Nu știu ce acceptare să-i mai dea, că am văzut cum pregătesc ăștia furcile, topoarele, cozile, cazmalele de lemn de mără. Bun. Da, domnilor și domnilor, când doar la magie urmăresc această știre, mai n-ar pica o țâță pe ecran, dar noi nu vădăm că ne bagă ce ne-au mort în casă. Bun. Deci, consătenii spun că Raluca a început acest delir, nebunie, fiasco total, în momentul în care și-a întâlnit iubirea pe internet. Acest tânăr, pe aliasul lui de internet Goma, a început să o cucerească pe aceasta prin donații pe Superchat, la un YouTuber Prime ceva. Văzând potența financiară a acestui boșoron, tânăr la 45 de ani, ea s-a îndrăgostit pe loc de acest crai îmbătrânit prematur, începând să-i facă avansuri virtuale. Mai un grad pe Discord, mai un public pe chat, bomba din extinct, i-a dat cu în cap. Rimă. Bun, localnicii spun că aceasta a început să facă drumuri din ce în ce mai dese la prozarul satului în care aceasta locuiește, întorcându-se mereu numai și numai cu bere Argus. Da, e de bețiv, nu știți voi. Din presupuse speculații, aceasta bea pe live-uri până la 2-3 dimineața, până se pișe pe ea și apoi trimite poze cu Dodoșca la toți băieții cu cardă pe Discord. Surse spun că rețeaua ar fi mult mai mare și că la mijloc s-ar afla câțiva intermediari cunoscuți sub aliasuri diverse pe internet. Atât de la spatele fetei, de la fața locului, dau băutura la legătura înapoi la studio. Dacă ești susținător din România sau chiar dacă ești stranier, trebuie să-l ai pe Conacul Șifonier. Intră acum pe cel mai fresh merchia www.conacu.shop și alegeți dintre cele mai tari produse ale favoritului tău. Bluze, hanorace, tricouri, măști, șepci și lănțișoare. Dacă nu mă crezi pe cuvânt, intră să vezi câte produse sunt pregătite pentru tine. Nu ezita să-ți clătești ochii pe www.conacu.shop. Râzi pe live și te distrezi, mai arunci din când în când câțiva euroi prin donații. Dacă tu crezi că merit, apasă acum pe butonul de join și devină membru în comunitatea preferată. Fiecare categorie de membru are beneficiile ei atât pe live cât și pe Discord.
Nu ezita să încerci unul dintre cele 15 emojiuri personalizate pe canal și insigna de membru. Numele tău va deveni verde imediat ce activezi. Membri, deci nu erau atâția oameni pe live câți membri a dat pe răbăcariu. Dar lasă-mă să te ating. Hai, lasă-mă să te ating. Aoleu! Andrei Negotei cu 5 euro! Uite cum pleacă melodia asta de la 5. Au! 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 Negoteiule, te pupă și gosul tău, mersi mult de 5 euro. O dăm în drunk stream, nu? O dăm în drunk stream astăzi, nu? Ne dăm repede, pe știți. Cum faci? Ai cu nacule, fă drunk stream. Nu fac, bă, că oricum n-am noi. A, mă, fă pentru noi. Nu, fă, mă, drunk stream cu aia. A, mă, pentru noi să bem și noi acolo. Mai faci tu o donație. Bă, nu e că nu e vorba de donație, mă, lasă, mă, nu e că cu de-astea, mă. A, mă, fă pentru noi. Nu vreau, mă, frate, mă, că oricum n-am nici scenele pe aici. Hai, mă, n-ai scene? N-am scene. Ia uite-te. A, mă, scene. Aaaa, dă-i cu apă, dă-i cu apă, dă-i cu apă. Intrarea asta frumoasă. Ia uite mânuțele sus. Am probleme la mansardă, degeaba sunați la gardă. Și voi știți că sunt dilău, nu fac o zi de pulău. E clar, furim! Și voi știți că sunt dilău, nu fac o zi de bun. Aaaa, puta live! Asta e pentru Negotei, să rămână. Vânător de comori, binevenit, binevenit! VLC-ule, câte viețe avem? Ha, mă, ta, cine dă un shot cu mine? Cine dă un shot cu mine? Hai, vreau să vă văd! Deci dacă nu vorbiți cu mine, nu sunteți activați să vă ziceați și vă strageți pe pulă, vă faceți șprițul, stați pe spate și vă uitați la mine pe televizor și nu aveți telefonul în mână să vorbiți cu mine, să vă băgați pizda în cafeaua mea, să faceți un ibrid de ceai și să-mi dați la cioc și la cur, că sunt și verde în cap și maroș și roz. Dacă nu, închid în live. M-am amenințat. Imediat ne salutăm, după melodia asta ne salutăm. Hai așa să ne ajute Dumnezeu. Hai, Marise! Wow! Au! 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 Eu și Primogen ce mai avem așa mult? Au! Bine e să fumezi direct așa și să n-ai treabă, să nu te ascunzi ca pe TikTok. Băi, și nu stingem și noi cu ceva? Am văzut Benir acolo, ce să zic, trăiți viața mea. Vamos, 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 vamos. Hai mă că vă pregătesc o melodie aici. Auziți? Dar spuneți-mi și mie, de ce nu avem 500 de like-uri deja făcute? O mai și stingi? Nu? Păi noi cu pere stingem. Salvăm și live-ul, nu știm că ne jucăm, five-am, nu știm de-astea. Mamă, mi s-a făcut cald, gata. Gata, mă, s-a făcut cald. Nu înțeleg de ce sunt ai așa turbat. Cine, cine, cine? Mecherilor de trei ore, bat la voi ca la fazole. Biceps, biceps, șvaiță negăr, biceps. Nu vă mai jucați cu focul, n-aveți cum să îmi luați loc. Focul, focul, nu vă jucați. Arăți bine rău? Nu e de la negru, că m-am îmbrăcat în negru. Special e de bun. N-am luat negru special, ești de bun. Chiki, 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 briki. Așa, mai să ne salutăm și noi. Bine ați venit, rău, ați nimerit aici. Cine vrea să dea un share pe story acolo, dă cu mare drag, îl dă cu inima deschisă. Ne salutăm și noi un pic. Băi, ce n-am mai făcut eu de mult, mă, m-am salutat și eu cu membrii, mă, coaie. Și să, am să vă povestesc.
Goci, versiunul de euro, ce drog ciudat este conacul fermecat. Să rămână, să rămână. Și n-am mai făcut eu domnul, mă? Nu m-am mai salutat și eu cu membrii. Deci, pentru cine nu știe, imediat ne salutăm și noi cu membrii. Vreau toți membrii să ne scrie acolo. Să scrie acolo, salut pe ceasă, îi salut și eu și după aia scoatem ceată pentru membrii, ne salutăm cu toată lumea, v-am lăsat trabahar, da? Bun, salut, salut, salut băieți, salut, salut. În câte luni ești frățiorul? Am și un, cred că vreo 6 luni să mă bată tata. Ia să vedem aici ce membri avem, vamos, vamonos. Vamonos la membri, ia. Andrei Făgășiu, te pupă și gostul tău 19 luni, până la Gucinacu acolo, Bogdan Ionuț, Frâncu, vin tine Teodor. Nelipsitul Teo al nostru, a fost și ziua lui, dar n-am băut de ziua ta, Teo, să știți, dar o să bem. Claudiu Căprariu, te pup, Dumitru Iulian, vânător de cămări. Bă, dă unde era Luca, mă? Anca, Robert Tipa, capa e în cap acolo, let's go, Petrica Dumitrescu, Stănescu, Ovidiu, Alina Crețeanu. Te iubim, să rămână, dar la șut te iubesc. Deși ești unută cu crângi și spume. Mihai, Gabriel Ion, te pup. Ne-ai păcălit pe toți acolo, Mihai. Tu n-ai nici membru, dar ești moderator și poți să scrii. Ionuț Gabriel, bine ai venit, frățiorul, salutare, salutare. Sugumungu, ești tu, fă sugamunga. Te pup, Bogdan, nu salut, 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 salut. Așteptăm și noi un minut să ne salute membrii ca să nu se supere, că mai intră oamenii și se supără. După aia scoatem chat-ul pentru toată lumea și vorbim cu toată lumea, da? N-am mai făcut de mult treaba asta. Da, bă, că e... Deci am început să beau, păi nu mai las că vin și eu acum. Intră mai greu, prima bere, știi cum e. Cosmin, bine ai venit pe aici, printre noi, la membru Cunac, te pupă jegosul tău, salutări, salutări. Ne facem muci în seara asta? Bă, dacă a zis Anca că ne facem muci și bem, e clar în seara asta să bea. Ola, 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 goguleață, te pupă jegosul tău, dacă tot bem, te-ți fac și eu una să nu te las singur. Mamă, ce-mi place când aud astea. Deci, mai repede mi-ai spune, sunt gravid. Nu. Mai... N-am vrut să zic ceva, dar nu mai știu ce am vrut să zic. Nici n-am mâncat, dăm pe bere. Hai, mă. Am răsit câtă zarea pe care vreau să termin cu tine pe live. Ferească-te, Dumnezeu, zarea, auzi. Poate în chat-ul și lăsăm pentru toată lumea. Beau o bere, două, trei. Ochii fug după femei. Hai, toată lumea, salut pe chat, salut pe chat, salut pe chat. Hai să vedeți pomelnic acum. Salutăm, hai, salutăm pe chat acolo. Vlad Stupariu, Codru Strofan, Moldovean, nu-mi ai Robert Timoteu. Mă, stai mă, ou. Mamă, m-a... Cătă ursul, bine ai venit la membru, stați mă că m-a scoat tare. Mamă, Turcu Andradar, Roxen, Sergiu Costea, Mihai. Ține pasul cu ei. Sparcă-le, te pupă și gosul tău, Laurențiu pe zonă. Și aici, mâncare gratis. Nicușor 7 Gaming, te pup gegosul meu. Lucifer, Andreea, Gitaru, Pitica, Damian, Miguel, Emi, Daniliuc, Foxau. T-a pus și story-uri? Șampanie, a, da. Dar ea nu putea să scrie șampanie, mă, băiatule. Sărbătorește primul chat de la Lavinia. Mersi mult de 3 lei pe super chat, Lavinia. Bem și 7 zile bem și o lună dacă bem. Cascadă, o? Oh. Ascultăm, dansăm și bem. Mădălin 2.0, salut, ai cum să simți sigara? Și o lună dacă bem. Manele pe sistem. Ascultăm, dansăm și bem. Cătaur, să mulțumesc mult de membru. Te pupă și gosul tău, Lavinia 3 lei pe super chat acolo. Și Goci Daniel cu Andrei Negotei 6 euro ai adunați acolo pe TimeStream să rămână mult. Vinte Haiducu, salut, salut. Bă, sper că nu ții prea tare microfonul. Alex Kunderman, hello. V-a plăcut vouă așa? Te iubește Dani? Salut, Dani, salut, Dani, salut, Dani, salut, Dani. Bă, dă-i Dani, Dani. Avem scena pregătită, o să începem imediat omegul. La chill, 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 băieți. Cristi Barosan, te pup. Bă, ce credeți? Stați un pic, că vreau să vorbesc și un pic cu voi. Se poate să vorbesc un pic cu voi? Că știți că mie nu-mi place așa. Adică ce, voi când vă futeți direct, hai dă-ți chiloții jos, bagă pula în pizdă? Zici că dai cu șmilgerul pe pulă? Nu! Pac, dai un pic degetul la lindic, ne udăm și noi, mai bem și noi un pahar, mai bem și noi o bere, mai bem un pahar, mai bem o bere, nu? Nu mai lucrez la Fortuna de mult. Te pup, Eron, salut! De ce sunt Gabriel după TikTok? Se pare cunoscut?
Cipriane, mersi mult de membru, bine venit la Ion Șmecher cu preludiu, tată, da. Urmează și TikTok după, nu, din păcate nu facem TikTok după, pentru că urmează să plecăm la Sandun Galați, mâine dimineața la ora 6. Și mulțumesc mult de un membru acolo de la Goguliță care a ajuns la Ceaușescu 112. E, dacă vreți să faceți chestia, vă mai repet o dată pentru că sunteți mulți care nu știți cu YouTube-ul și noi suntem OG YouTube, da? Dacă vreți să dați calități de membru gratuit, nu vă gândiți că nu sunt scumpe, cred că e vreo 50 de bani membru, 60 de bani membru, nu știu, da? Dacă vreți să faceți ce a făcut Goguliață cu un membru, 2, 3, 5, care să dau aleatorii și le dă chat-ul, ce faceți? Intrați pe Super Chat, dați pe dolarul ăla, aveți oferă calități de membru gratuit și selectați voi de acolo, faceți voi ce vreți. Da, facem și vlog. Ce credeți, tați, că vreau să vă și arăm în cava și pula voastră? Ce credeți că am făcut astăzi? Am pierdut bani, recunosc, m-am jucat prima oară în viața mea la cripto. Încă n-am pierdut, dar pierd în momentul. Ca să înțelegeți, deci am rezistat atâta timp, din cauza lui valiză, m-a corupt valiză. Ca să și vă fac un pic de context, da? Bă, de când m-am trezit, n-am apucat decât să-mi fac o cafea, să beau un pic de cafea. Și m-a luat valiză care tot a încercat el zilele trecute să-mi explice și mie. Uh-huh. Alexandra Maria, mersi mult de Ion Șmecher, te pup acolo, bine vin la membru, te pupăm. A încercat să-mi explice el cam cum stă treaba cu cripto. Și toată ziua ai auzit doar urcă, 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 scade, 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 urcă, 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 uite cum urcă. Da, toată ziua asta am auzit. Da? Și vă arăt acum ce am făcut. Deci, de când am eu colaborarea, șampanie, te pupăm. Oh, salut Vius, salut Vius, salut Vius, mulțumim lui Dumnezeu că ți-ai întors fața către noi. Pentru cine nu știe, Vius este un OG, îl vedeți în chat acolo, e un OG pe YouTube ăsta. Cu noi mai puțin, cu alții mai mult, noi îl știm de mai puțin timp, alții de mai mult timp, dar e băiat cu toată lumea, respect. Așa, fiți atenți. Eu am avut colaborarea cu Hellkiss. La un moment dat ei m-au plătit în niște cripto, da? Ca, nu știu care era combinația la început. Mi-am făcut cont pe crypto.com și mi-am adus eu aminte că eu astăzi stăteam cu valiză și încerca valiză să facă ceva pe Binance, că Binance e un ăsta nou. Un site pe Binance. Și uite ce făcea. Uite mă că a băgat mâna în membrii noștri, să rămână views, mersi mult de 5 membri, să-l ispăiești. Așa. Și ce credeți? A încercat valiză să-și facă. Și până la urmă cum m-a convins pe mine valiză, dar mi-am făcut eu cont. Și când am făcut cont, eu mi-am adus aminte că eu am câțiva prieteni, pentru care Silviu, pentru care Crochet, care au jucat la Dalea, băga, aștepta să crească, ieșea, bursă, pule, sule normal. Și ce am făcut eu astăzi? Mi-am făcut cont pe Binance și am găsit în ETH vreo 230-240 de dolari pe care am transformat pe Binance și astăzi am stat mâncava și pula voastră și vă arăt și vouă și am stat și m-am uitat la chestia asta. Toată ziulica, bă, băiatul. Bă, toată ziulica m-am uitat la ea. Crește, 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 scade, crește, crește, crește. Mă, nu înțeleg nimic ce fac eu pe aici. La vine te pupăm. Mă, dar, deci eu nu înțeleg cam ce fac, dar am făcut. Dar nu știu ce fac. Și am băgat toți banii odată. M-au învățat ăștia cu 20, cu marjă, cu... nu știu, 20, pula mea, nu știu ce. Și astăzi toată ziua am stat și mă uitam așa. Uite, mă uitam așa, când creștea asta mă bucuram. Mamă, e 27. Singura chestie pe care am învățat-o astăzi, vreau să vă zic în felul următor. Am intrat, deci mi-am făcut intrarea să intru pe ăsta cu tot ce aveam eu, 240 de dolari, la 28.200. Și mi-a ajutat Dumnezeu și acum e 27.933. Mă, eu am știut de ce stau departe, dar voi gândiți-vă că eu am făcut asta de la ora 2 după amiaza. Bă, 2 după amiaza. Deci eu la 2 până la 7 jumate, când m-am băgat 8 la baie, ca să înțelegeți și de ce. Că mi-a zis Silviu, care Silviu, ce credeți, a fost baron în cripto. A făcut el bani mulți, când dona el câte 1000 de euro pe YouTube, când a venit Silviu la noi. Când a venit Silviu la noi pe YouTube, știi cum dona? 1000 de euro, odată, 1000 de euro, încă o dată. Și Silviu, mi-a zis Silviu astăzi, bagă conacule, ia-l pe la 28.000, că se duce în 30.000, faci tu profit. Și eu ce am zis, mă? Păi dacă tot e de profit, dă-mă că încerc și eu. Și ce credeți? Eu am uitat să mă gândesc că Silviu s-a jucat atât de mult la cripto încât a ajuns angajat la Amazon sau la ce pula mea lucrează el pe Dubă în Germania și că jupe pe cârcă acolo acum și că nu mai are niciun ban. Dar capul meu a spus... Da, ăla mi-a donat mulți bani, înseamnă că avea bani. Bagă, tată, fă ca el.
Și am făcut ca el. Și am pierdut 50 de dolari din 240. Ce stop blues, Mazila, că... Deci n-auzi că mi-au zis, eu mă uit pe ăsta, atât am învățat, mă. Atât am învățat. Atât am învățat. Dacă e roșu, e rău. Dacă e verde, urcă. Și ca astea să-l numesc, atenție, și ce-s astea? Candele. Și de atunci, uite, nu mai pastea asta, uite așa, și mi-am deschis tabul ăsta. Bine, valiza a fost mai rapid. Valiza a zis, bagă-i, lasă-i acolo, în bară și gata. Două dracu că le-am stins, gata. Mulțumim frumos, Vius, de 5 membri aici la Vinea, bine ai venit între noi, Jegoaso. A, dat încă 5, Vius. 5 cu 5, 20, bun. Dacă e roșu, cumperi, dacă e verde, vinzi. Nu știu, că 100% până terminăm live-ul ăsta, nu mai avem niciun ban. Nu mai am, na. Ce, dacă e short, pe... Cu aia știu femeile. Auziți Mazila. Auziți Ana Maria, ia. Dar nu e mereu bine când e verde, dacă ești pe short... Pe future e de bine? Aia e Binance de ăla. Stai mă, dar de unde e? Adică eu sunt singurul prost, mă? Da, mă rog, pula mea, probabil o să-i pierd acolo, dar poate cine știe. Și ce mi-a zis Silviu? Zice, conacule, e 28.200 când ți-ai făcut tu intrarea. Bagă-i pe toți și dă-i ori 20 multiplicator de la pula mea, nu știu, ceva specială. Și mi-a zis, dacă se face 30.000, ai 4.000 profit. Pleacă 3 ore, intră după 3 ore, scade cu vreo 200 de euro și ce zic? Zic, bă, dar eu nu pot să-mi dau seama cum fac eu 4.000 profit aici dacă iese așa. Și zice, păi stai, domnule, că te faci 32.000. Păi ne-ai zis, bă, 30.000? Nu, domne, 32.000. Mă doare, mă, sau? Dacă tu ai pierdut 50 de euro, Silviu, de ce nu are membru? Nu știu că... Nu 50 de dolari, dar nu i-am pierdut, că poate să urce iar, mi s-a zis treaba asta. Da, mă, hai! Caterinca, Caterinca! Ia auzi ce melodie am aici, ca să vă mai salut un pic. Să mă mai salut un pic cu oamenii. Ți-am zis că se numește Binance, nu e aplicație, este un site, Binance. Să mă mai salut și un pic cu oamenii și după aia îi dăm. Urmează să vă povestesc ce facem mâine, poi mâine urmează să vă povestesc de zilele trecute, ce s-a întâmplat la pește cu d-astea, am făcut vlog la pește, am făcut numai sânge să mă bată, da? Mai începem? Începem, Timotei, dacă te grăbești undeva, click dreapta să rămână. Dacă îmi dați acum 20 de like-uri, îi dau capac la berea asta. Trebuia să intri aseară cu brigada ta pe TikTok, adică Lucifer. Ai, i-am văzut, băi, aseară m-am adormit. Vreau să vă zic că am adormit. Am adormit, mâncava și pula voastră, am adormit, am vorbit cu Nadim până la vreo 8, după seara, am adormit. M-am trezit la 1, 12 și ceva. M-a sunat Nadim, că Nadim m-a trezit, că să-mi zică de oficial, am vorbit ce am vorbit, după aia am stat vreo oră jumate cu el, am adormit iar, m-am trezit la 8. Zic chestii mai recente, că dacă povestești de la Paște, nu mai avem Omegle în seara asta? Mă provoci, bebe. Da, bun, de Paște am fost cu fratele meu, Bebe, și cu Irina, la hotel, la Silver, să facem o seară frumoasă. Bun, când ne-am îmbătat la piscină până la vreo 1 noaptea, ce am spus eu lui Irina? Iub, n-ar fi tare să-i chemăm iar aceeași curvă lui Bebe să fută iar? Irina zice... Mm-hmm. Și eu zic, bine, pun mâna pe telefon, caut în telefon, pizdă Brașov. Pac, dau să sun. Cum credeți că răspunde pizda? Hristos a înviat. Zic, fă, să moară tăicuțul meu. Atât a zis, mă, Hristos a înviat, nu sunt în Brașov, sunt plecată la Bacău. Zic, a, bine, n-ai și tu o prietenă? Nu, n-am. După aia mi-am dat eu seama, la vreo 3 zile, zic, mă, eu am pus-o pe aia să-mi dea o prietenă, pe dacă o fute Bebe bine sau se îndrăgostește de aia, când revine asta din excursie de la Bacău la Brașov și noi ne ducem ea la Brașov și Bebe vrea să fută, o mai sunăm pe aia? Păi nu mai sunăm pe aia, că s-a îndrăgostit, e concurență, îmi puram, nu există concurență în așa ceva. N-a Bebe dacă mai provocat. Da, mă. Ce faceți? Stați așa că am zis să terminăm și noi melodia asta, e un mix frumos. La pește a fost bine, am făcut vlog, dar din păcate a căzut pariul, dar nu-i problemă. M-am luat de gât cu uț, ce să mai, aia e, ne-am luat așa drept. N-a Bebe, n-a.
Timar, salut! La vine azi, mulțumesc mult încă o dată de membru. Viusule, te pupă și gustul tău dacă ești de Imogen style am fost așa. Asta o face Imogen și fix cu dreapta mereu, dar se vede așa. Nu face așa, gen. Asta e al lui Imogen. Ia uiți cum intră 5 euro ăsta! E greu, e greu, ursul, că-ți dai faliment repede aici pe YouTube, moșul meu. E greu, e greu. E greu aici, bebe putăcios ninja. Gata, ursul, mulțumim frumos de 5 euro. Ce face butonul ăsta? Butonul ăla donează, face ce vrei tu. Fute singur, agață femei. Nu i-am tăiat juvenil, cum mă, nu. Păi eram sigur de victorie, știi ce zic? Asta ca lup în seara aia. Cine, Timotei? Mulțumesc și pentru stările astea, mi-era doar de un omegal. Doamne ajută să găsim ceva frumos. Dacă nu găsim ceva frumos, tot vorbim noi între noi și ne îmbătăm. Salut, Magic, te pup, jegosule. Vrei și tu membru? Păi dacă nu poți să ții, mai așteaptă să doneze cineva membrii pe chat, moșul meu. Butonul ăla dă pe nas? Dă-te mă-n pizda mea. Vamos, Coni, vamos, Madalin, vamos. Vamos, te pup și te respect, te pup. Radu BK, Gucinacu de 22 de luni, let's go. Andreius 23, salut. De te rog, Patrici, îi murci și aici, e vioara întâi pe TikTok. Doamne ajută să dăm familia ventilator. Raluca, auzi, fă, ia stai, fă, că m-am gândit așa. Dar de când pula mea zici tu să dai membru? Bine, fă. Da, nu, că se înțelege prost, hai, las. Cerem și o bucată de pizdă, în schimb. Am văzut cu mașina lui Imogen, am văzut. Vamonos, vamos, frumos, respect. Bebe, asta ca lup în seara aia. Da. Poate ți-era dor de trandafiri? Aici nu avem trandafiri, aici avem linkurile din descriere. Dacă vreți să donați, donați pe linkurile din descriere. Aici numai pe trandafiri, pe tap-tap. Te-am rugat, du-te, dracu. Mă mai gândesc, Raluca, lasă-mă 5 minute, gata, m-am gândit. Bine. Vius, bine, vin la Conac. Vius stă în umbră aici. Când ăsta cu Vius insignat de la TikTok. De unde ai ajuns la concluzia asta, mă? Am zis că maxim tatuez o rață cadoul meu preferat pe TikTok. Aia mai trebuia, mă, și unde să mi-o fac pe obraz aici? Bă, dar cum ai dat un membru cadou cu aia dacă tu nu ai membru? Dar stai pe aia, da! Cum a dat Views membru cadou dacă nu are? Membru. A, mai nu merge? A. Ok. Deci poate să dea membru tot cine vrea. Am înțeles. Eu zic să începem bine, dar 100% să mă doare burta, dar s-a făcut spectacol cu membrii aici. Avion american. A fost la ordoi. Ăsta-i snipe-ul. S-a îmbătat TikTok-ul. Deci fiți atenți aici. Stați așa un pic, la mine pleacă un minut mai greu ca acum și cum fac mațele. Să bat mațele între ele. S-a îmbătat TikTok, YouTube. Auziți, mi-a dat mai devreme 3 lei pe superchat la Vinia și zice YouTube-ul, sărbătorește primul superchat de la Vinia. Acum donează George Mititelu 5 lei pe superchat. YouTube-ul ce zice? Sărbătorește primul superchat de la George Mititelu. Păi stai, mă, de ce a dispărut? Mă! Mesaje și-a retras banii. Gata, mă. Where is Omegle? Gata, mâncați, ești pula ta, uite. Salut, bă. Ce faci? Uite, bă, Conacu. Conacule. Ei, ce faci, mă, mâncați, ești pula ta. Ce zic, Conacule? Ce vreau să fac? Uite pe aici, am zis să mai fac și o gagică. Ce zici? Gagicare? Păi ce să fac? Faci live, bă? Da, mă, da. Ești live? Tu de unde ești? Aproape. Zău, unde aproape?
Zi, mă, pe bune. Curtea de Argeș, tu? Curtea de Argeș, tu? A, eu sunt de București, mă, mășul meu. Dar ești în Franța acum, mi-arată. Zi, moșule. Bravo, mășul meu frumos. Băi, te pup că de-abia am început și eu să caut și o femeie aici, da? Că sunt sătul de bocii ca tine. Te pup. Ca... vin cu un like, vin cu un like. Te pup, te pup. Stai, bă, dar de unde pula mea mai luat așa repede, mă, Mr. Claudio? Mr. Claudio, repede. Să te ajute Dumnezeu să zică ăștia conacul, nu gagi cu Irinei? Aha! Dacă și astăzi să bagi pula în gura mea de nu vând canalul de... Views, nu vrei canalul ăsta de YouTube? Vlogurile mai merg, să știi. Merg. Și pă, dacă îl aduci pe Fonfi, dacă îți dau și ți dau și pe Fonfi. Da, mă, că mă, eu, da, eu dădeam, mă, Next. Eu dădeam, mă. Bă, deci eu eram, uitați-vă, mă, eu dădeam. Eu dădeam în continuare, dădeam, oprește, dădeam. Deci m-a luat dracii de la perea aia. Stai, mă, unde te grăbești așa? Succes la pește? A plecat modul, nu? Normal așa ar trebui să plece modul, Gabriele. Și am și o două vorbe. Am și o două vorbe, să știe toată România asta. Înainte să dăm drum la Omegle, melodia să-și dăm drum la Omegle. Hai, să dați like acolo cine a dat. Salut, Claudiu. M-am îngrășat. Nu tot sexy, tot porno. Yo! Intro! Dulce! Ce să-ți prezim, mă, ce am la gât? Că e cadou. E cadou de la... Uite ce cadou frumos. Tataia! Să rămână, tataia, de 25 de euro! Gata, mă, stai norocul meu în seara asta. Cântă prințesa, ești nebun? Dacă mi-a adunat tataia, dacă mi-a adunat tataia, care e chiar tataia, să știți, în seara asta cântă prințesa. George, mersi mult, George, dă încă 5 lei acolo. Nu sunt cu ce seamă, nu sunt cu fotbalul. Tataia donează 25 de euro cu o melodie, ia. Asta a fost când a tăiat tortul tataia la majoratul lui să moară familia. Respect tataie! Tataie, respect, jegosul meu, să rămână. Îmi permit, băi, și când zic tataia, să știți că e trecut de 45. Da? Sabin, mersi mult de membru, conac! Oh! Bă, am și o reclamă de 15 secunde, după care îi dăm drum la Omega, ok? Da? Da? Fiecare cu cine ține, frate meu, eu nu sunt cu astea, cu fotbal, eu nu mă pricep cu fotbal și cu ăștia. Întrerupem puțin live-ul pentru a vând drumul către Instagram-ul oficial al Conacului. Follow și tu chiar acum la Conacul Official pe Instagram. Activează clopoțelul pe acest canal. Dă un like și rămâi alături de noi până la final. Ce-a... A venit unde trebuie, mă, nu? Ha, a venit unde trebuie, băi! Mamă, bagaboți, mă! Ce faceți, mă? Ce faceți, mă? A?
Iuhu! Mamă, ce te-aș fute, te-aș linge așa un pic pățățile alea după aia. Să-mi buchii un pic, bețivule! Mă, nu mai spune pe nume, băi, vagabontului! Ce frumușel ești! Ești urâtă cu crengi. Tataie? Ce ai spus, mă? Sugu mugu, dă-l mă-n pula mea. Ia uite pe YouTube aici, aici îmi place că mă jur cu ăștia, băi. Ia uite. Aici îmi place că ăștia nu se supără așa. Ce faci, fă? Hello, man. Hello, man. Băga mea, ești pula în gura ta de poponar. Băga mea, ești pula în dinții tăi. Să-ți dau la muie. Să-ți fac inimioare din spermă pe obraj, așa. Să-mi buchii fututei în gură să te fut. Ia uite-l, ce faci tu, se? Ce faci, unghi? Ce să faceți? Dați cub amândoi. Israel, nu, că ăștia e cu marmanahul ăla. De nu mănâncă, nu bea, nu face nimic, nu știu, să o fute. Ce faci, fă, frumoasă? Bine, măi, ochelaristule, tu ochelarist, ce faci? Ai spus? Da. Așa ai spus? Da, mă, așa am spus, ce te mir. De ce ai spus așa? Ce faci? Ah. Hello, brother. Ia uite-o. Ia uite, Andreea, cum zici că a pierdut nemții războiul de asta așa supărată. Dom' unde ești, fă? What the fuck? What the fuck? Cu cine vorbești, cu băieții? Cu cine? Cu unul de vrea să o fută. Da. Aha. S-a terminat Madaranu, mă? Păi ce, eu știu cu dăștea, mă? Hai, donați, pe pula, să mă luați! Oh, te pup, vărul meu. Te pup, vărul meu. Auzi-te, văd. Nu-mi place de tine. Ți-aș lua sfârcurile în gură așa și te-aș fute în curs, te-aș da cu ușa de la... Nu vrem? Nu vreau, mă. Stresat. Ești stresat, mă? De ce, mă? Ceva pompii. Ce faci, mă? Nebunule, să ai viață, mă. Zici că ești prieten cu Gica Țop. Nu. De la asta bucată pulă de... A? Am crezut că ai zis ceva de mai... Cu bărdița? Stai, mă, că am și o bărdiță de asta. Ia, stai așa. Cu bărdița! Cu bărdița! Cu bărdița! Toți morții mei în gură! Vezi că-l pun aceea, ca să știi cum vorbești, da? A, bun. Eu l-am pus în dreapta. Bun, e, da? Au! Ce faci, mă, bășină și dai? Ola, mamă, ești fostă drogată actuală lăsată să moară familia mea. Ești fată bună, i-am vorbit prost, nu? Da. Iartă-mă. Îmi place de tine, ești roz în cap. Ești poponară? Doar poponare își fac roz în cap. Ce faci, păi, fată? Eu sunt internet? Așa un pic mai pătup. Da, mă, da. Țigan în Anglia care se vede rapăr și ascultă muzică franțuzoică. E bun, mă. Tu ești. Ești carcarete, mă. Asta e curcitură. Știi când rămâne crigați? Când îi bagă pula cu tot cu coaie? Rămâne acolo. Vă zic eu. Un euro mi-ai dat, mă? Dar la muie nu-mi dai? S-a rămâna mult, mulțumesc. Da, vai, vodka narcotica, svastica, Putin bled, pidaras, napui bled. Aha, l-am spar, mă, nu mai știe ce să mai zică. Puh, da-te, dracu! Eu nu mi-am dat niciodată valoare nemeritată, ADN-le de tot. Sunt o valoare mare, avion de vânătoare, o n-ai cum
aruncă cu bani, donat, donat, pe pula să ne luați! Ce e aici, mă? 5 membri, Mihai Vrăjeală, mafia Vrăjeală. Ce faci, pe tefușiu? Ah, you are now connected with the universe. Auzi, tu nu prea pare că știi ce faci pe internet, tu bâșbui mai mult așa, nu știu, ești, că ești orb de ăla, semi-permanent. Bum! Așa rău, te-ai la așa rău. L-am speriat, mă. Hai, îi las. Haiti, unde e asta Haiti, mă, asta? Conacu! Fafi! Conacule! Fafi! Bă! Conacule! Fafi, mă! Bine, bă! Cine sunt? Bine! Cine sunt? Salut, Conacule, salut! Fonfi, mă! Fonfi! Faci live? Fonfi! Eu sunt Fonfi! Nu ești, ești Conacu, dă-te în pula mea, coaie! Bine, bă! Asta vreau să văd! Salut, băie, salut! Stai că rămâsesem și eu cu ceva pe dreapta aici de la Fofi. Noi la fel. Hai, bă, dacă tot ne-am întâlnit, să dăm și noi un chat, nu? Bine! Dăm coșatul! Hai, viața mea! Dăm coșat și la mine, dă-te-n pula mea! Ce faceți, băi? Uite și noi pe Omegle. Pe Omegle? La o glumă, la o glumă. Exact. Pentru că mi se tine, 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 tempere, la mele, cu ale mele, băi. Când te mai... Când te mai duci pe la stresul. La stresul? Da. Bă, mâine mă duc, dar mă duc până la Galați și când mă întorc, mă duc pe la el să fac calculatorul. Ok, da. Dar ce problemă ai la calculator? Bă, nu mai merge un cooler de la placa video și dă gre, dă gre, gre. S-a încălzit boul, fă, iar vrei să te fuți cu mineralul ca eftime, nu mai scap de tine. A, dreacu, dă numai ca la poate de-alea de pulă, uite așa, 44, 45 și 49, 50 ghiță mureșească în tine. Nu-i mai ajunge. Da, de-aia, dragi, mine. Băi, uite, eu am intrat pe aici, eram cu Fonfic un pic și ca și o femei. Vă așteaptă pe live, fratele vostru, să te live pe YouTube, vă pup. Love you. Așa reclamă lui Raluca? Bă. Ești poponar să moară familia mea. Ici! L-am mirosit. Nu mai găsești femei? Aolo! Ăla din 5 minute, ăla în 5 minute bagă shot direct de la sursă. Nu cred că Petrică. Mulțumim frumos, Sabin Abrudean, de 5 membri, views. Să rămână, bradere. Te bate Irina? N-are treabă. Fumăm țigara asta și mai dăm niște TikTok. Fiți atenți aici, YouTube, bă, baza aici. Dăm niște TikTok, punem în dreapta. Fiți atenți aici. Vreți să vă demonstrez plus 100 de persoane instant? Vă demonstrez, că v-am mai demonstrat odată. Punem telefonul deschis în dreapta și ne văd doar pe noi. Și noi ne facem că vorbim pe internet. Ia arată-mi. How, wow, wow. E, dar cum intrăm pe TikTok, repede puneți unul. E live pe YouTube cu Omegle. Faivem, nu știu, frate meu, că aștept să se lanseze GTA 6. Dar nu acum facem asta. Adio, plictiseală! Stai! Ești live? Eu la, nu la cred, la e Conacu. Bă, deci mă piși. Pe mine? Eu la mod. Nu!
Aș vrea și eu. Stai că mi-au dat lacrimile. Ma... Să mor eu că ți-au dat lacrimile. Coare, deci câți ani ai? 16. Mamă, tremur. Poți să fac o poză? Cu drag. Arată-mi-o tot. Uite ăsta. Da, e ca Antonio Picante, sunt eu. Mă, sunt tu? Nu știu dacă se vede, dar gen tremur rău. Gata, mă, puiu, gata. Gata, 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 gata. Cine nu-i gata, le iau cu lopata, știi ce zic? Da. Auzi, când ai zis că ai 16 ani, cel mai fericit a fost Cristi IT. Să moară familia mea. Vine justițiarul. Te pup, puiu. Cum te cheamă? Alexia. Alexia, te pupă, jegosul tău. Și eu. Să rămân la. E o problemă minoră, Cristi IT. Da, și eu mergeam cum făcea Steph Diaz, să moară familia mea. Bă, da, fiți atenți aici, coaie, să nu vă mai uimiți ce există pe TikTok, au ieșit nu știu câte vorbe după meciul cu Nadine cu Ferraro de aseară, coaie, că așa a fost și atunci. Uitați-vă, erau doi oameni care nu aveau treabă cu mai mulți oameni, era Steph Diaz cu fata aia, cu prietena ei Livia și cu Cristi IT în discuție. Păi câte live-uri s-au făcut pe Discord să moară tăicuțul meu, că erau 12 oameni, ești nebun, de intrase poră pe fii, de imogen, de era, băi, băi, așa și aici, gen fiecare cu părerea lui. Na, știi care, știi care, care e cel mai urât cuvânt, cea mai urâtă frază pe care poți să-i spui lui, nu, hai să facem o glumă altfel. De ce să ține Cristi IT când violează o minoră? Te ghiuzi, Daniel. Nu te uită nimeni, boschetarule. Pare rău pentru glumă. O știți că e pe tot internetul de atâta timp. Poate că nu trebuia să o aduc eu aminte, dar... A vrut doar să le cumpere haine. Bă, bă, știu! Bă, te știu! Eu sunt Antonio Pican! Știu! Tu e tu! Eu vreau să te cunosc! Imogen! Fără cerință? Da! Bă, eu te știu! Mă rămâne acasă? Da! Erau din America. Schere paramos în Paris. Pop? Ma. Conacu! Frankenstein, ce faci? Bine, tu. Îmi place să mă îmbăt rapid. Raluca, le spui la oameni că mi-ai cerut probă de spermă în zi. Când te-ai dus tu în Constanța acolo la clinică, de ți-am dat eu probă de spermă într-un tribușon de la mic, așa, dar ai vrut să ai copii ca mine frumoși? Aolo, i-am dat next lui antilopa mea. Pa mea, scuze. Băi, Conacule, ce faci? Ce să fac, Aptiocar? Uite pe aici, beau și eu, mă îmbăt. Tu ce faci, Aptiocar? Ce să fac, frate? Nu mai stai pe TikTok, ce ai? Păi eu stau pe TikTok, bă, ce sunt TikTokar de ăla? Eu sunt YouTuber, Aptiocar. Da, frățiu. Nu așa e frumos? Exact. Mamă, când i-am dat un pumnul ăla să moară băieții mei, de când a făcut turma în aerul Sandu ăla. Ce ai, bă, ești nebun? Păi m-am văzut că el în București. Păi am zis, tu îmi vorbești mie până azi că primise leu, auzi? Păi am zis, păi și tu îți oferi la un leu. Bam! Am vrut să-l tai, dar mă dădea la televizor. Ești nebun? Da, da, urât. Da, urât, astea, nu faci de-astea, știi? Bă, ce urât cu stăpărul să mă văd. Hai, te pup, băieți. Te pup. Într-un tribușon, da, da, da. Ciao. Stai după fiecare live al Conacului și nu știi dacă să faci laba sau să te culci. Avem rezolvarea. Intră acum pe serverul de Discord al nostru și vei găsi acolo de la bărbați care se dau drept femeie, țigani cu mustață care se văd negri din SUA, până la femei bețive și copii nebuni. Vă punem la dispoziție camera de meme, camera de muzică universală, camera de manele, camera de poze cu țâțele moderatoarelor ale lui Conacu și în ultimul rând cea mai tare opțiune, camera de cazină, unde joci benefic care nu ți-i dă măta să-i bagi la aparate. Linkul de la Discord îl găsiți în descrierea acestui live. Nu uitați de like și subscribe.
obositoare și devine trecătoare. Degeaba, 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 fără acțiune, degeaba trăiești pe lume. Adio plictiseală, adio plictiseală, m-a luat-o nebuneală, mare, mare nebuneală. Bă, mă uitam așa să moară familia mea. M-a pus Irina să fac asta pe chat. Auzi? Mă uitam așa, bă, să-mi bag pula în gura mea dacă nu blestemul meu, fac YouTube de aproape 6 ani. La ultimele două grade de membru, Sabin. Bă, fac YouTube de aproape 6 ani, o am părat Luca prima mea moderatoare, printre primele moderatoare, țâțe, să-mi bag pula, dar nu zici că-s mici, de-aia mici, mici. Ioana Manu, 15 ani, a făcut și a... aproape 18 ani, din ce știu eu. Așa, acum... și pe tichita, că am băgat-o pe șampanie, eram moderator, ce crezi, șampanie, țâțe mici. Mă, să moară mama, dar nu, ăsta e blestemul meu, bă, băiatule. Ăsta e blestemul meu, mă, coaie, femei, cu, cum era, mă, femei cu țâțe mari, cu țâțe mici. E 16 ani, mă, 16 ani avea acum 3 ani, ești de bun, când vreau să o fut, stu, pană. Mai ții minte când îi făceai avansul și am zis, stai, mă, că iară 16 ani și tu i-ai spus, bine, frate, că nu se face așa ceva. Ce faci, mă, por blond? Fă, păi tu n-ai ochelari, aia are ochelari. Tu ești cam, bă, pune-ți dracu și tu ochelari, că eu sunt păr albastru. Albastru! Ce? Moderatoarele mele, la Luca Iftime cu șampanie la mea. Bă, eu știu pe asta! Uite-le, mă. Șampanie la micul dejun cu Raluca Iftime. Uitați-vă când se uită pe live-ul meu. Ia, fă, ia, da să fac ce a zis. A zis, da, bine, fă, nu, că da, da, cu ce facă. Mă, uite, uite, uite. Așa. Da, vă dau follow pe Instagram când creșteți un pic. Băi, blondule, ce zici, mă? Aolo, aici era de noi să mă vezi mort. Tata, e, te pup pe jegosul tău, ce faci? Băi, nu schimba cu aia. Coi, mă faci să mă droghez, coi. Dar de ce te faci să te droghezi? Păi tu îi par drogat cu aia și vreau să fiu ca tine cu aia. Tot timpul ăla, acum par drogat. Du-te, mă, zlobo, să te bată, ce... că te tra... n-am la un loc. Cum, adică ce te face să crezi că-s drogat? Tu. Tu te uita cu aia la tine cum ești acum, gen în momentul ăsta de față? Am ochelari. Așa. Da, să barba prinsă aia e defect de meserie, că și eu sunt roz în cap, că na. Aia zic. Se împăpânăre amândoi. Ia da, dă-mă, fă așa, ia vină încoace, fă așa, hai, fă așa. Na. Păi ce e, că să vede pupila aia să moară familia? Uite, vezi unde sunt coaie. În Olanda? Da. Bun. Bine, frate, te pup, te las să-ți faci live-ul. Mulțumesc. Uță, nu vreau să mă cer cu tine și vreau să te oprești, nu mai da încă 50 de membri, că nu vreau să, pe acest live să începem o ceartă, că e greu și nu vreau să fac treaba asta cu tine, ok? Mulțumesc mult, să rămână, gata, să rămână, mulțumesc. A sudat fără mască. Avea, știi cum avea? Ata pupilele. Stai să mă aduc o bere, ești nebun. N-avem 100, n-avem 1000 de like-uri. De ce mă cer cu el? Că a prins mai, am prins mai mult pește ca el. Adio plictiseală, m-a luat o nebuneală.
50 de membri aruncați aici pe cea, bucurați-vă de membru, tată. Care nu dă like, nu o iubește Paraluca. Nu o iubește nimeni Paraluca, crede-mă. Nu, le dau eu skip, le dau eu skip, le dau eu skip. Le dau eu skip, le dau eu skip. Bă, băiatule, deci femeile alea două erau bune, nu că bune, bune, bune. Bune, bune, dragi. Coșul o să rămână mult de 10 euro, vamos! Te iubește jegosul tău. Uite, după mine. Salut, salut. Uite ce să facem, belim pula, cumperi carne. Puteți face o poză? Și nu belim niște. A, da, facem, scuze, n-am știut că... Hai, facem, facem poză. Facem poză, gata, gata, n-am știut, n-am știut, haide. Gata. Ce burtă ai, rege? Hai, lasă-mă, moșul meu, că sunt și eu bine. Marius, te pup, 26 de luna, membru cu NAC, love, 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 love. Ești frumos și că da, dar ai la cap ceva. E o melodie. Bine, puiul, tu ce faci? Mă plictisesc. Mamă, deci să mor aici, dacă nu, ți-aș pune o etichetă, dar te super pe mine. Nu, mă super. Câți ani ai? Am 14 ani. Mamă, ce bine că n-am zis la 14 ani să moră, tăticul meu. Nu zic, nu zic neam. De ce? Nu, păi da, o zic eu după și te uiți tu pe la... Nu, e, na. Nu mă uit eu pe la iburile tale, să uită fratele meu, de ce bine. Să uită fratele tău? Da. Aulu, păi și fratele tău câți ani are? 22. Aaa, frasul e altceva, tată. Băi, eu puteam să jur că are 18 ani, dar are 14, zice că are 14. Dar ce-i da, pățit la buzică aici? Herpes. Ai herpes? Da. Urât, nu? Știu. Dă-i tu next că mi-ai iurea să pun mâna pe mouse că să ia. Ok, bine. Dă-i next. Gata. Am zis că să ia să moară tata dacă n-a blestemat-o Imogen. Auziți? Fiți atenți aici. Fiți atenți aici. Bă, băiatule. Bă, lasă puiule că așa m-am făcut și eu când mă fac mare, vreau să fiu ca tine, ferească Dumnezeu, Zacaria. Fii atent. Problema principală, suntem live pe YouTube, vamonos, vamonos, Omegle Time. Fiți atenți. Bă, băiatule, știi cum părea femeia aia? Direct futăcioasă de aia, din femeie de aia, cum să zic eu, pârghit așa albă, albă, albă tăciune, știi? Și cu pizda de-aia, băi, de-aia pizda de sublină soartă care învie pula moartă. Exact de-aia care ți-o ia pe toată, fără să zică... Deci exact de-aia era, să mor aici, dar de-aia am întrebat-o, zic, hai să o întreb cât în are. Vezi că pe TikTok se vede bine, ceva între dinți? O carie. O, fă ce râzi, cădea-ți-ar picioarele după urechi. Strânge din coral? Da, tu ești bebe. Bacteria, se schimbă bacteria acum. TikTok, vă invităm pe YouTube, cine vrea, suntem live pe YouTube acum și să-și aruncă cu membrii, aveți și voi loc acolo la membrii. Rațile bagaboantili? De unde? Adrian NCA 89 de Coca Donation. Te pupe NCA-ule, te iubește jegosul tău, să rămână. Am și o melodie frumoasă pe fundal acum, ce crezi? Lasă-o acolo că face parte din tine, n-am nicio treabă, ești nebun, sunt bine sănătos, galben de gras. Pune și voi un mesaj, pin mesaj, Teodor, pune pin mesaj pe YouTube, pe TikTok, te rog. Te pupe, Stella, te pupăm, te pupăm. Vlad Gâdâmân, salut! Bun. Știe, fătac, tu ce faci la 14 ani, la ora asta, la 10 noaptea? Că dacă erai copilul meu, te băteam numai în gură, futus familia în gât. Zacaria, nu știu, mășul meu. Prezența pe chat, YouTube, cine a luat membru, hai! Și nu uitați, face și noi acolo 1000 și ceva de lichene, ia să vedem. Te iubești, Jegosule, și eu te iubesc, Adriane, mă. Adriane.
foscât. Ce, mă? Ce, mă? Ce limbă vorbești, mă? Rusă? Privet. Aha, te-ai blocat. Nu am luat? Ipsi a luat membru? Aolo, Ionuțule, Ionuț Salam, tu vrei și tu membru, mă? Ia bricheta din cadru, Coni? Las-o aici, păi nu-i, bă! Noi facem o propagandă acum, dacă vreți să vedeți, intrați pe... Uite-l pe Nix. Nix îmi donează pe TikTok, mâncava și ploasă și eu nu mă uit pe TikTok. Mi-a dat, mi-a dat motocicletă. Nixule! Da! Și George mi-a mai dat o rață, ești nebun? Na. Bă, nu pot să fac de pe calculator să vedeți și voi pentru că nu mi-a cenzura. Nix, te pup! Haideți pe YouTube toată lumea, Conacu Live Omegle pe YouTube acum. O să-mi iau și eu când o să am și-o bani. Mamă, ce țâță urât ai făcut, te-ai și în gură să te fut, ai sfârcul ăla urât. Ce dracu strângi de ele, fă. Ține așa să se strângă tine. Na. Au, 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 au. Firați ale dracu de prostituate în devenire. Bună! Bună! Ce faci? Și eu pe aici. Cum te cheamă? Ești live, poți să fumezi sau... Da, fumează! Da. Unde-i Fonfi? Unde-i Fonfi? Da. Vrei să vezi? Trebuie să freci un pic lampa ca să iasă dacă vrei. Te-ai blocat firea aia dracu de emoții, de comoții mai mult. Nixule, vamonos, 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 vamonos! Ce e aici? Nu știu, mușim. Avem castraveți murați? Doar donați, donați, donați când avem castraveți murați. Mi-a buguit, stai că cred că mi-au buguit alertele astea așa, relaunch. Da, mi-au buguit alertele cu 50 de membri ăștia. Cojo, mersi mult de 10 euro, frățiorul. Stai un pic, stai că îl facem noi imediat acum. Oai de pula ta. Stai așa un pic. Bă, dar nu mi-a plecat asta, mă? Sau ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Stai un pic așa, că nu știu de ce nu merge alerta de la Cojo. Hai zi, Cojo, vamonos cu 10 euro! Te-am pupă gegosul tău! Cum îmi iau membru? Păi ai deja membru, Adriane. Hola! Hola! Hola. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hablas español? ¿Hablas español? No. Do you speak English? English. Some Polish. Some Polish. Curva. 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 Naprenaj. 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 I love you. Bă, vreau să fumez. Vă pupă și gosul vostru 45 să rămână, Nixule, te iubesc. Suntem live pe YouTube, Conacu Live Omega acum. Hai, mă așteptăm, când vreau să fumez. Gata, m-am făcut bait pe TikTok, dar n-am făcut baitul ăla pe care vreau noi să-l facem. A venit Nix și mi-a dat o motocicletă acolo, fără să mă uit, nebun. De ce, Rahat, împarți Omega și te împarți? A, nu, de ce mă împart? Dăm așa că nu știu oamenii. Sunt foarte mulți care îmi dau și mesaj pe privat la Luca și mă întreabă când fac Omega pentru că au auzit de hype-ul ăsta cu Omega la mine. Și vor să intre gen să vadă și Omegle. Și nu mă urmăresc toți pe Instagram, nu sunt în grupul de WhatsApp, știi? Și le-am dat acolo, stau 2-3 minute până fumez o țigară, închid live-ul. Uite, de exemplu, acum e gata. Cum îmi iau membru? Te pup, Nixul meu, te pup. Bă, dacă vreți să vă luați membru, dați click pe link-ul din descriere de la membru acolo, da? Sau dă Raluca link-urile pe chat. Ralu, dă și tu link-urile pe chat, ok? Cristinel, cred, mersi mult de Ion Șmecheru, te pup! De ce era Luca? Ba e corect, terină-te cu asta. Uite, vezi, asta e momentul în care tu ești proastă. Păi tu ce faci, mă cerți? Să rămână. Ce faci? Ce să fac? Bulgaria! Bulgarii, Stoichkov, Mămălișchi! Țap, țarap! Vorbim românește. Vorbești românește, fă? Da. Frață noastră. Cum te cheamă? Eu? Da. Iria. Cum? Eu mă chem Ana Maria. Tu te chemi Ana Maria? Eu mă chem Alexandru. Ia? Gloria.
Gore. Gore. Da. Au, eu sunt Gore din Chitila. Văr cu fane zis gorila. Gore, mă. Au zis, mă, cavași proastră, Gore. Gore, this is the most beautiful name for a girl I saw ever. Nice, nice, Gore. Ești frumos, mă. Sunt frumos? Mi-l sugi? Da. Bun, fă, bun. Frumos. Și tu frumoasă. Nu mă libați, dar A, ți-l bag și un pic. Vine în Bulgaria, da. Să vină în Bulgaria, unde? La Sofia, la Levski, unde? De pe Sofia. În Sofia? Hai că vin acum, stai că dau cu spatele și vin. Putu-te în gură de bocie. Ioi, bună. Ce faci? Bă, mă pictisez rău și am intrat pe gata, ce și faci? Mersi. Dam o întrebare. Am unul și un gurit. Întreabă. Dar n-a gață? Nu, îl am de un an. Da, no, nici nu-l simt, face parte din costumul. E din, face parte din tine. Da. Ce faci cu domnul? Din România, dar sunt în Germania. De ce Salut Valentin, salut Rareș, Conacu, Irina, Robert Lumau, te pup, Cojo, cum că 10 euro? Cojo tot încearcă să dea drumul la donații acolo. Donați, pe pula să ne luați. Da. Vreau un live, să ascult un live. Ia uite-l. Bă, uite pe cine-am dat. Bă, te pup, șefule. Ce faci, șefule? Ce dracu, bine cu Nacule, tu? Ce să fac, și uite pe aici. Auzi, pot să fiu sincer cu tine? Zi, mâncățeșcu. Când te-am văzut prima oară, mă rog, pe ăsta micu, și la ce m-am gândit? La aia ce? Cu cățeluș, cu fără crez, fără rața din Cotești, să mă arăt tăicuțul meu, dacă te minte acum. Și eu știi pe aia cursul? Încă mă ară? Nu știu, ia zi. Da? Hai. Ia-l dă-mi pulești de la afară. Ia-l dă-mi pui, bagă-l înapoi, moșul meu, că e mai greu un pic așa, că... Asta e cam veche, bosule. Păi, cam vechea ta, uite, pe tu nu faci pe aia cursul. Era mai nou, te puteam în amândouă. Da, am două ureche, Te pup, auzi din ce cuib ai comun. Cu tine, până la extreme, am terminat cu școala, îmi dau singur teme. E prea de vreme pentru a mă teme de blesteme, când poți să încă... Ascuz, Macanache, nu contezi. Pare rău. Donați, mă, vă rog eu, donația, puțin câte puțin, nu, mă, nu. Nu merge golul? Ba da, mă, Robert Tipa, nu mai vin de castravez, muraz, moșul meu. Adică, ascuz, Maca, nu contezi, e un mim mai vechi de-al nostru, dar nu, pe pula, mă, mamă, coaie. Mamă, trebuie să facem un research așa un pic pentru majoritatea care sunt noi acum pe... Da. De când a fost cu Maca, cu Macanache, cu, era să zic Macaveli, cu Macanache, cu Watcher, cu Ciordelele, cu... Mai merge un shot? Mai merge un shot? Nu puneți mâna la ucă, ratați tot. V-am zis, coaie. Câte lichene avem și noi? Ia să vedem. Poți să cu screenshot? Nu cred. Stați un pic, stai un pic, te rog. Izem,
cine? Pe cine? Pe cine? S-a ascuns, s-a ascuns, s-a ascuns, s-a ascuns, s-a ascuns, este, este. Cine? Ești acolo, ești acolo, ești acolo. Cine? Da, cine-i? Stai să vezi, stai să vezi. What the fuck? O, îți fac screenshot. Cine-i? Cine-i? What the fuck? What the fuck? Cine-i? Eu cred! Da, cine-i? Poți să ești rog frumos de acolo? Uite! Nu, unde-i Pompi? Nu, sunt și aici, bă, dar m-am ascuns. Sunt și aici, bă, dar m-am ascuns. Unde-i Pompi? N-am crezut că te întâlnesc. Poți să fac o poză? Bă! Fără repede, fără repede, stai să fac un screenshot, stai să fac un screenshot. Eu nu fumez, sunt dragon. Eu nu fumez, sunt dragon. Stai să fac un screenshot. Adi, ca să fac o poză. Like! Mai îți bagi? Nu cred! Ce faci, Ozana Barabanci? Nu că mor, nu că... Îți spune pe acum singura româncă de aici. Ea e polonez, ea lui ungur, stăm în Anglia. Băi, nu cred! Băi, băi, nu cred! Dobri den! Dobri den! Ciocolom seipe! Is that Hungarian? Mama baga mea și pună în gura ta să fac la muie de ungur. Vrei, dar o te-ai... Vrei, vrei... Ucraine! Hei! Ce? Ucraina! Ucraina! Da-ți de Ucraina, băi! A tu de unde ești? Ești din Ucraina, băi! Da, este Ucraina! Păi da-i-a vă atacă rușii în pula mea! Care-ți ce vrei, bă, pula, bă? În gură de Doberman! Ce spui, pula, bă? Ce zici, nu, băi, pula, fără pula, nu pula! Bad pula! Nu pula, nu pula! Nu pula, nu pula! Nu pula, nu pula! Ei, de unde ești? Eu? Eu? De la Galați, mai jos de Bărâna, tu? De Ucraina! Slavă Ucrainii, slavă Ucrainii, Putin pizdeți! Să fii sănătos, să voi să fii sănătos, murim, cojo! Jericho că sunt suprem retardat, mai de fel. Intră pe OMTV, fără bani în portofel. Bombă cu ceas, supă la plic. Adu Damigiana să facem un drag streaming până dimineața. Am uitat și eu, e nebun, ce vrei? Ce ai făcut, a venit pe la parele? Nu cred! Stai că e româncă, ce faceți? Deci nu cred că tu ești. Mamă, eu ce te-aș pune pe masa aia acolo de călcat, ți-aș da numai așa capră. Cum te cheamă pe TikTok? Alexandru, și pe tine? Hai, serios. Conacu, nebun, ia uite ce șolduri are frumos. Ia pune-te un pic capră să mă vezi murdă, nu te pune un pic capră, am dat pe maicuța mea. Am dat pe tata, m-a jurat pe tata strâmb. Hai, un pic să mă vezi murdă. Au, 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 ia uite, ia uite, au. Au! Au! Hai și tu un pic să mă vezi mort dacă nu te pune pe... Un pic, no, un pic pentru mine! Un pic, un pic să mă vezi mort! Să mă vezi așa și să merg ca Melcu! Te rog eu un pic! Hai, Doamne, că ți-a dat Dumnezeu frumusețe de corp! Hai, pune-te un pic de... Mamă, uitați-mă! Fă-mă, Doamne, colant! Ce-ai zis? Fă-mă, Doamne, colant! Colant! Câți ani are roșcata asta? 22. I-aș da 3 limbi, mamă, 3 limbi, ce 3 limbi? 3 numere cu limbi în pizdă legate. Numai 3? 3 numere cu limbi în pizdă legate, n-auzi? Dai nevastă. Hai că ești obraznică să moară familia mea, hai lasă-mă. Hai lasă-mă, aveam și un vis în pula mea. Un vis să-l rola în capul meu, că o pun pe aia pe mașina de spălat, că o fut, că ba pula-mi. Da, știu, știu că de-aia îmi dau pumnii. Cojo!
Păi nu dau eu un shot pentru ce mi-ai dat tu acum, că l-aveam aici la Drangstream. Păi nu dau eu un shot, dau un shot. Alo, dreapta forță. Alo, baza, baza. Alo, dreapta forță. Alo, baza, baza. Alo, dreapta forță. Alo, baza, baza. Mesaj pentru Irina mea care a spus așa: te las viața mea, du-te că am și eu un vis neîmplinit încă. Știu că visul tău este, mă rog, tu crezi că nu știu care e visul tău, dar Irina mea, îți spun iubirea mea cu sufletul pe inimă, cu mâna pe suflet, cum vrei tu să spun. Așteaptă să se facă Selena Gomez gay. Bă, dacă vă zic cearta mea cu Raluca, cu Irina de ieri, râdeți de vă căcați pe mine, mă. Stai așa, că vreau să stau... Bă, nu fără om, așa. Bă, deci Irina e un... Nu e... Când vine tataie, adică, bă, băiatule, deci Irina e un monument, mă. Mă, e un monument. Deci fiți atenți, își dă comandă repede înainte, da? Și n-am făcut și noi 1000 de like-uri? Abia 1000, suntem 700, putem să facem 1100 acum. Bogdan Ionuț, mersi mult de 2 lire pe super chat! Fiți atenți aici, rapid cu Irina ieri, un minut. Ei vine comanda de paletă dimineața. Eu m-am rugat de Irina să-și cumpere o paletă de pe Sephora, care era vreo 300 și ceva de lei, ea a zis că e foarte scumpă, a anulat de vreo 3 ori comanda, eu mă rugam de ea, dă-ți comanda. Ea că a găsit-o pe Instagram la una, că e țeapă, nu știu ce. Vine comanda, eu live e live. Eu pe live acum ce zic? Na, că lumea mă întreba pe acolo. Eu ce zic? Mamă, uite, mâncați, ești plata aproape 400 de lei, uite pe ce am dat. Eu, da, gen glume, tale mele. Că eu nu mai băteam la cap să ia comanda, să dea comandă, știi? Așa. Irina aude, îi zic 2-3 pânceat pe acolo, închid live-ul, să supără. Vine la mine, închid live-ul, trebuia să plecăm la Tâncăbești, să mă duc eu la Tâncăbești, zice și ea, mă întreabă înainte, poți să vin și eu? Zic, poți să vin și tu, că mă plictisesc acasă, zic bine. Vine la mine, zice, bă, dar m-am supărat, gen, dar nu a zis m-am supărat, am văzut, gen, că s-a supărat direct. Da? Și zice, bă, dar de ce ai spus așa? Și eu îi spun acum, zic, bă, am glumit și eu pe live, dacă te-ai supărat, problema ta. Da, t-a luat foc, Irina, gata. Dar dacă ai zis așa, gata, a luat foc, Irina. Zic, hai să mergem la Tâncăbești, nu mai merg. Bine. Ajung acasă, dar Tâncăbești 2 ore și ceva dus, cu 2 ore și ceva de condus, ajung acasă, era tot supărat. Da, mi-a zis că n-a fost frumos ce am spus. Alexandru Marin, mersi mult de 5 euro, taie porcul! Nu-l tăiem acum. Așa. După aia plec la CBR. Vii cu mine la CBR? Nu. Supărată foc, mă. Fieți atenți aici. Supărată foc, ieri. Da, ieri. Supărată foc, Irina. Ajung de la CBR acasă, se face 7:30, nu știu ce. Mă pun în pat, vorbesc, nu știu ce, ea dormea. Îmi zice, pentru prima oară în viața ei, vezi că mă pun să dorm să nu mă trezești când ajung acasă. Prima oară în viața ei. Care ea, dacă am venit acasă și n-am trezit-o, sau dacă m-am trezit cu 10 minute înainte aici, ea zice, gata, a vorbit cu femeia, a dat o labă. Deci s-a dus repede, a vorbit cu femeile la baie, a dat o labă, a avut timp să droghează, s-a îmbătat. Sigur mă înșeală. 5 chestii dintr-o dată. Deci dacă n-am trezit-o 10 minute, ea îmi zice, să nu mă trezești. Gata, e supărat. Ajung acasă, stau ce stau vreo oră în povestesc ce pot să fac. Stau doar mie mi-arată modul exclusiv pentru membri și nu mă lasă să scriu pe chat. Pe stai că poate bag. Mi-am pierdut și ideea să mă arăt titi. Stai că am pus chatul de membri. Stai, lăsăm un minut, ok? Lăsăm un minut chatul de membri. Așa. Ea dormea. Ajung acasă, mănânc, dau comandă la mâncare, vine mâncarea, mănânc, iau și ei că n-am fost bulangii, mi-am luat tot ce mi-a cerut, nu știu ce, între timp, mă rog, așa, mă pun în pat, ea dormea, mă pun în pat, stau cu ea 10 minute, șomăldoaca, șomăldoaca, ce credeți că face? Ce credeți că face șomăldoaca? Șomăldoaca se trezește și se pune singură. Și mă dea ca să trezește și să pune singură, gen, să dă jos din pat, să duce singur la bucătărie. Și mă lasă să dorm. Ora 8, eu ador după ce vorbesc cu Nadin. Și dă-i și dormi. Ora 12 noaptea, mă trezesc, mă sună Nadin, vorbesc cu Nadin, vine Irina la mine. Când am plecat de acasă, Irina era supărată, am uitat să zic asta. Irina supărată îmi zice, foarte urât ce ai spus, foarte urât ce ai spus pe live, o să dau comandă retur, paleta retur.
Și eu îi spun, bă frate, nu ți-am zis așa ceva, dacă vrei să o dai de ori tu două. Supărați amândoi, ia uitați-vă. Stați un pic să termin și asta. Că oricum mi-am prins ideea că am vrut să răspund la comentarii pe chat. Și mă și piși pe mine. Ajung acasă, dormim, se trezește, mă sună Nadin la 12 noaptea, vorbesc cu Nadin, ia uitați-vă la 12 noaptea, vine Irina lângă mine. Uite ce paletă frumoasă, tu n-ai văzut-o încă, vrei să o vezi? Băi, deci noi toată ziua asta supărați, n-ai venit pânicăieri cu mine și tu la 12 noaptea vii cu paleta la mine în pat și spui, uite ce paletă frumoasă, vrei să o vezi? Și vine și mi-arată mie și ia uitați-vă, mă, făcea așa. Uite ce culoare frumoasă. E o bărbat. Dacă nu trebuie să râdeți neapărat, v-am povestit ce am făcut. E o bărbat și a făcea. Ia uite. A, uite cum se vede pe mână. Tu ce spui ca bărbat? Mm-hmm. Da. 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 Da, uite-o pe asta. Ia uite-o. Și dimineața îmi iau trigger gen și zic. Bă, nene, da. Ia, da, pentru că atunci când cât dormeai, mă uitam la tine și mi-era drag de tine. Hai, lasă-mă că mă duc să mă piș, să moară pata mea. Lasă-mă, mă piș. Dă nervi, mă piș în curte. Cine are dreptate, mă? Ea sau eu? Păi normal că eu am dreptate, mă. Hai, dăm drumul la Omega, gata. Încă o dată, mersi mult de Donos Cojo. Am făcut 87% din gol. Să rămână, mamă. Stai că am avut ceva pe Super Chat și n-am văzut. Ari, micul, Alexandra, mersi mult de 10 lei pe Super Chat. Plus Alexandru Marin, bă, avem chat-ul de membri activat. A, nu. Păi, dar nu l-am scos. A, ba, dar l-am scos, gata. E ok. Și am avut două donații pe Super. Alexandru Marin, mersi mult de 5 euro, frățioră, te pupă și gosul tău. Am întors, bine te-ai întors. Dar ceva gaming o să vină, moșul meu, dar mâine plecăm la Sandu, nu avem ce să facem. Oh. Romanian boy is a gay. Gay? Gay, no, not gay. Sâmba pula morții tăi. Gay, yes. Afganistan? No, not Afghanistan. Where? Azerbaijan. Pakistan. Ah, Pakistan, Azerbaijan, same shit. Same shit. Pakistan, look. Exactly. I shoot with the bomb, yeah? You know the sound. Gay, măta, mă. Că ești făcut din doi bărbați. Imogen. Ești conacu. Aaa, mulțumesc, sărăuna. Coaie, deci astăzi nu mi-a zis nimeni bărbatul. Mi-a zis cineva că am nevastă. Nu mi-a zis nimeni Imogen, Palaș. Mi-a zis toată lumea conacu. E, parcă nu știu dacă Omega-l mai des așa. Na. Hello, what's your name, bro? Brooke? Ce faci? Ce faci? Bine, vorbești română? Ah, you only knew few words, you know? No, because where? Ah, okay. My name is Alex. What is your name? Brooke? Mm. Brock Lesnar, so or what? Booker T! How old are you? Where are you from in Romania? I'm originally from Romania, but I live in Spain. You know, I only live. Oh. Yeah. Hola, ¿qué tal, guapita? ¿Todo bien? Mm? Hola, ¿hablas español? Ah, okay. How old are you? How old are you? I'm 26. Wow. Yeah. Oh, fă du-te în pula mea din coajă de căcat, te văd prăjitură, du-te în sânge.
Zici că ești bulterier la față, dă-te dracu de aici. O să? Uite-n pula mea. Știam fă că ești român, că s-a arătat. Dober de german, am greșit, iartă-mă. Cum se numește câinele ăla care răspunde la comenzi? Zi. Nici măcar nu știu despre cine vorbești. N-are nimic, e o nație de câine care face miau. Pisico. Niciodată nu sigur. Alo, ăla mai mic. Hai, zbarea după căpșunul, vin să urm. Zoc direct, amă. Ăla joacă cu coduri să moară familia mea, ăla în albastru. Băi, bulangiule, vezi că te-am văzut cu te uiți la asta în controller. Băi, conacule. Băi, joacă cu coduri în albastru. Băi, ăla cu ăla joacă cu coduri în albastru. Mă, m-am uitat la el. M-am uitat la el, s-a uitat la tine în controller. Mă, fă ce răi spune, ești pălai. Da. Să leagă, băi. Să leagă praful de tine și să te ardă terciul pe mațe. Bă, să conectezi pe Cornel Pârvu să faci spume la gură. Cornel Pârvu? Da. Bun, e așa. Mâncate ar șangă. Mâncate ar dracii pe tine. Pe meu, băi. Telefonul tău face live acum pe Omegle. Băi, să-ți faci. Ăla s-a dus să caute telefonul și telefonul era pe Omegle. Ia uite, Miciulică Gordon. Ierta. Mama, ce boi. Ma che cazzo fai, malparida. Ma che... Oh, parmigiano. E pizza e calzone. Ce dracu de aici, mă? Ce știu ăștia, mă? Ce faci, mă? Îmi place freza. Îți place freza mea? E chiar ok, ce să zic. Și știam că o să zici minusul. A, mă, că oricum ești, bă, ești predictibil că ești bărbat. Chiar ești predictibil că ești bărbat, bune? Bă, pana mea, mulți mă confundă cu o fată. Atât de mult s-au confundat cu o fată, bă, cred că e... Pic. Nu, unul la mână, dacă veneai mai aproape, gen era mult mai... Păi... Uh-huh. Da. Să nu mai vii mai aproape, că... Dacă are legătură cu ochiul ăsta e pentru că nu văd cu el, asta e faza. N-am să fac. Aulu, ți-a ars senul, nu? Poftim? Gen ce? E... Nu mă, am... Zi-mă ce-i! Am câțiva mușchi de la pleoapă paralizați și cam de câteva ori m-am lovit la ochiul ăsta. Nu de la droguri, bro, din naștere. Nu bagi? Nu. Eu bag. Ce bagi mai exact? Mă, cocaină nu, n-am băgat, n-o să bag. Ce aici, nebun? Mă, iarba am fumat și eu la 19. Ce aici? Iarba am fumat și eu la 19. Mă, aspirin, alcocarmin, vodcă, curând, parchind, de toate. Ce aici, nebun? Câte ne-ai, mă? 21 aproape. Nu par, frate. Dar știu. Cum chiar sunt născut în 2002. Soro, stai că eu mă gândesc la Soro și care a vândut numele meu. Hai că ești amuzant, ești prea amuzant. Sunt amuzant, da, bun. Te pup, Ștefan, eu sunt Alex, conacul, cum vrei tu, da. A, conacu. Da, eu sunt prostul ăla, boschetarul ăla vopsit în cap. Nu, conacul ăla care m-a jurat de nu știu câte ori aici. Te-am înjurat? Să-mi bag până în fața ta, să trag la muie. Băi, era păcat să nu ne revedem ăsta în jur, dar nu mai vreau să mai înjur acum. Păi un... A, era păcat de el. Suflet, 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 suflet.
sufăr, 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 sufăr. Sufăr, 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 sufăr. Sufăr, 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 sufăr. Sufăr din lipsa ta. Aș vrea niște clipe să mai petrecem împreună. Mi-e atât de dor de tine. Mi-e atât de dor să stăm împreună. Să ne distrăm, să ne jucăm, să ne plimbăm. Amintiri să creăm. Sufăr, 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 sufăr. Sufăr, 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 sufăr. Sufăr, sufăr, sufăr. N-am bani să plătesc cameră. N-am bani pe PayPal să plătesc. În fiecare zi mă gândesc dacă o să rezist până vara viitoare. Vara următoare vreau să fie cea mai tare. Sufăr, vai ce rău îmi pare. Sunteți gata de plecat. Nu e vâză mă la plăce și nici bal să mă îndece. Că mă țin tare pe picioare. Am aver și fac pentru mie de rar. Trăiesc ca un boier, stau bine monșer. Când vă văd mă bucă mila. Că nu vă duce vina, nu vă duce bibilic. Sunteți mult de nimica, de nimica nu știți voi. Aveți lumea iar pe voi, de gherțoi. Când vorbiți de mine, m-aș da una peste dure. Dar ce să nu strig Rolex-ul de la mână. Aneee! Donați băieți că mi s-au dus 100 de euro de pe card. 100 de euro am dat, 100 de euro să moară familia mea, 100 de euro, ești nebun? Salut, Conacule! Ce țuțețuguia ta ai să mă arăt, tata. Nu puteam să încep altfel cu discuția asta. Te pup viața mea. Lumesc, ce faci? Bine, tu? Uite ce să fac, ascultam o muzică tocmai și am plătit acum 100 de euro ca să-mi dea în bloc, că mi-a dat bloc aici, că i-am dat lui unul bully. Aolo. Da, păi nu că... E să nu-mi dai bully. Nu-ți dau bully să mă vezi mort. Că am mai fost cu tine pe voi acolo și nu vreau să fiu iară. A trebuit și să... Am pe ce să dau bully, dar nimic nu-i bun în tine. Ce faci? Bine, tu ce mai faci? Cum te chema, că nu mai știu. Maria. Așa, Maria, pe care, da, nu mai țin. Uite pe aici. Ia auzi. Tu ce zici? Îmi place părul tău tot așa frumos, aerbat. Să mor eu. Auzi? Mai ales pomfi, fofăină, mai ții minte, tot. Mai ții minte când stăteam și noi până dimineața? Mai ții minte și vorbeam? Mai ții minte viața mea, că nu țin eu minte. Mamă, când mi-a aruncat prima oară țâțele alea în ecran, n-am... Hau! Iei! 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 Nu, că nu mi le-a arătat, dacă ar fi cu momentul acum, ar fi bine. Adică da, dacă... Ce faci, nebunule? Bine, mă, nebunule, mai joci, fai mem? Da, 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 da. Tu ce faci? Mai joci? Eu nu mai joc. Nu mai joci? Păi de ce? Nu mai am timp. Ai trecut cu picantul? Cu ce? Cu picant. Nu o știi de astea, las, n-are nimic. Așa mi-a făcut Cristina Ivone odată, da, na. Aolo. M-a întrebat dacă am trecut cu picant și eu am zis, nu, tu ai și arăta atâții pe live. Aolo. Te-ai angajat? Eu? Nu. Bă, să mă arăt, mama, noi vorbim ca doi prieteni, dar eu nu mai știu cine ești. Las că te cunosc eu. Păi da, dar trebuie să te cunosc și eu, să cunosc și eu Marfa. Ia mâna de pe Maos că te dau un sânge. Că am și eu, am luat-o și eu de pe... Mamă! Hei! Hai, noroc! Noroc, sora mea. Noroc, viața mea. Am pe bău, stai neștit. Mama mea, ce sorbare să moară. E submersibilă, bă, băiatule. Live faci acum sau? Ce? Faci live acum? Normal, pe ce? Nu primesc de la tine 20 de lire? Normal, taxă de protecție că te-am protejat. Nu, să nu mai te-ai angajat? Nu, frate, fac TikTok. Faci TikTok? Merge bine? Da. Am mers bine și la început, am făcut peste 2000 de lire. Bravo, și e scos și tu? Normal. Ce ți-ai luat cu ei? Mi-am luat multe chestii pentru PC. A, ți-ai luat ca să-ți faci și calculator? Normal. Mm-hmm, mi-am luat și telefon. Ce telefon ți-ai luat? Oh, frumos, ultimul model.
Păi câți bani de pe el? Dracu mai știe, că l-am de un an. Oh, de când ai ieșit? Normal. Ce să faci acum? Dar de când ai început să bei tu așa, că nu bei tu? Eu? Păi, e ziua lui tata pe 23 aprilie și am zis, bă, hai că beau și eu de azi. E și sărbătare, ce mamă să dacă... Eu ziua lui tata peste monster. Două zile. Ce? A, și ai băgat un monster, știi cum stai acum pe spate. Dar îmi place cum ți-ai chiar făcut două, acolo. Chiar viața mea ce-ai făcut. Dar îmi place ce ți-ai făcut în spate acolo, ce ți-ai pus? Eu am proiector. Da, ai un proiector, frumos. De s-a luat pe net sau? Da, de pe Amazon. Ah, nice, nice. Bine, în Anglia acolo, îți dai seama. Auzi ce zice lumea pe chat-ul meu, e ca tine, caută motiv din orice să bea. Păi nu ce are, nu? Păi da, mamă. Se poate așa ceva pe dacă aduc damingerea din bucătărie. Oh, mami, vișinată, afinată de 90 de grade, au? Nu, mai o las jos, că aveam și o vișinată, dar noi. Afinată de 90 de grade bei? Viața mea, jumate moldoveancă, jumate ardeleancă. Mamă, ce dragi de combinație asta la tine, nu știu. Păi și tu cum? Ți-ai făcut gagic? Eu? Să zicem. Păi și? A vine pe la tine? N-a venit încă la mine. A, te-ai dus la... în România momentan în București. Aolo, ai relații la distanță, vedea a mai mult. A fost în Germania și acum vine în Anglia. Ce dracu faci, relații la distanță? E, asta e. Păi dacă și... aici nu găsești eu unul, că tăția aia negri... Zlabi? Zău. N-ai găsit unul de la ca lumea? Bă, ăia negri nu-mi plac. Gen, băieții negri nu-mi plac. Da. Nu vreau să fiu rasistă sau ceva, dar nu-s genul meu. Și băieții de aici sunt foarte retardați. La modul, îți dau bully dacă ești fată. Nu știu să se comporte cu fetele în general. Trebuie să scriu ceva și pe chat. Și nici măcar nu-și dă o șansă ca să vadă cum ești. Păi și tu, gen, nu ai spus și tu, bă, stai că vreau și eu. Auzi, dar tu până ce zonă ești până Anglia? Cam e un băiat care... Aproape de Luton. Pană! Pană! Unde ești? Pană! Stai bine la Amazon, dar vine cu dubă, are pe de-l vezi pe pană. Pe dubă, să moară familia mea. Hai, da-te, bă! Da-te, bă, că am drum să moară! A, gata, stai că acușa vine pană. 2 ore jumate până la Luton. Hai, pană, că țin live-ul deschis până atunci să moară familia mea. Până nu te văd cu ea în cameră, nu. Auzi, dacă primești, îl știi pe ăla, cum îi zice, da, a murit Dumnezeu să le te, pe Paul Walker ăla din ăla frumos blond în... Da. Îl știi? E, băiatul ăsta n-are nicio treabă cu el, ca să înțelegi. Deci ăsta e mic, are capul așa mic, e un moldovean, dar bea, bă, bea. Bea, n-ai treabă cu el. Se bată ca să știu. Mamă, mamă. La nivelul meu. Mamă. Nu să-mi bată, că nu pot să vorbesc prost despre el. Să supra-mi bată. Ce să, că uite acum a și plecat. Da, să-i dai postcodul. Că tot e, uite acum a zis că a deschis duba. Dar fii atent, are o problemă. S-ar putea să vă încurcați chiloții, că el poartă tanga. Aoleu, nu-mi trebuie așa ceva la ușa mea. Ți-a dat o poză cu el? Da, ia arată. Ia viața mea. Da, așa un pic. Da, nu mai zice viața mea că vreau să fug și eu diseară. Da, așa zic. Aoleu. Așa. M-am uitat la tine peste tot pe YouTube, pe TikTok. Oriunde ai fi, m-am uitat la tine la orice videoclip și pe Fiverr și pe... Cel mai tare ești, bossul meu. Cel mai tare ești dintre toți. Dar când aveam relație... Ai și cântat pe scenă, mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Frumos. Mi-a plăcut viața. Băi! M-a uitat așa online. Online? Să înceapă piesa! Bine, acum dă-n sala din aia 2000 pe care ai făcut, ar merge 100 și la mine pe YouTube să-mi cânte prințesa, dar nu mai zicem. Ia uite, te faci că plouă acum. Ia băgați-mă acolo 20 de euro. Acum. Păi ce 20 de euro, n-am zis că am zis și 100 de euro să cânte prințesa? 100, că la... na, 100. Da, băgați păi 100 aici la silicoane nebunilor. Fac jumătate cu ea, gata. Vezi WhatsApp? Da, așa. Hai că-ți dau și eu ce mai am așa în cash. Ca pe card mai mult. Ia. A, să rămână. Uite-l pe băiatul ăsta de ți-am zis de el. Dar vezi că nu se vede, dă luminositatea mai încet. Au. Chat. E pană. N-am nevoie de așa ceva la ușa mea. Ha, mă, de ușa să-mi... Îți scoate mama cu
cu băț de la hockey, ești nebun. Dacă vrei ceva mai matur, așa care să știe cum să manevreze o femeie, am ceva, dar e pe Bristol. Nu, viața mea te ia pe tine, stai liniștit. Ce-ai făcut? Nu mai delic, că dau eu. Dau trage pantalonii, nebunule. Dar sper să mor din prima. Nu, da, bă, bă, brr. Iub, nu mai veni. Stai, nu, că nu mai trece. Stai că mi-a luat white balance-ul de la... E bine, mă, te văd bine. Nu, no, mă vezi bine, dar mi-a luat white balance-ul de la, de la telefon cu alb. Și nu mai mi-a colorul. Ah, uite, vezi? Mai bine acum. Dar nu în tine? Păi nu, că dau în ea să mă vezi mort acum. O, auzi? Bunule. Alege tu cu ce-o dăm. Una sau altă. Nebunule, ce-ți mai place viața? Au. Păi dar nu-i vrei, auzi, dar ai încercat atâta, dar nu, da, nu. Face live pe OnlyFans, fata. Hai că fac, dacă... De ce nu-ți faci OnlyFans, mă? Ba, am cont, dar nu fac nimic pe el. Păi de ce nu-ți faci? Da, nu, ți-e rușine să pozezi? Nu, nu mi-e rușine, dar nu vreau. Pot să fac bani și fără să mă postez. Păi, primesc bani în fiecare zi, peste 1000 de lire. Dar am un băiat, multimilionar din Anglia. Un fel de sugar daddy mai pe scurt, dar fără să-i dau nimic, mă înțelegi? Câți bani am tot dat pe TikTok, nu mai zic, bă, că vin și pula mai bine. Păi da, uite, păi da, la noi nu. Și da. Și noi, că, dar la, avem și noi, am făcut și noi 2 euro donații astăzi, da, da. Dați, mă, mai mult, mă! Păi ce și... faceți, mă? Păi ce? Aveți tu... bani acasă? Păi mereți tu... la muncă. Da. Nu, că ei au dat, dar tu... Nu. Vrei să-ți dau și eu? La muie, ce să-mi trăi, mai multă, dacă vrei. Auzi? Nu mă rog, fata mea, dacă mi-ai dat 100 de lire, dacă ți-aș arăta pula, pe bune. Ce-i drept cu crize așa că ești foc? Păi tu mi-arăți 40 de lire și ai impresia că eu cred tot ce spui tu pe acolo? Tu ești futăcioasă de aia ninja, că uite, știu că ești așa palie ca noi, dar nu mai umfla nire. Ai băgat în ele ca pompa, umfli gâscanii ca stresul. Ce-i să astea? Ia, lasă-o, auzi? Vezi că s-a umflat găina, în tine și te urca pe placa și nu-mi place. Aulu. Păi aulu, ce aulu? Gata, te-ai enervat, așa păi ușor. Normal, mamă, păi da, auzi, 1000 păzită la, bă, da, mai dă și tu la alții, mai... Păi mai dă și la alții, dar eu... Păi eu da, ce tu... primesc în schimb? Da, păi eu îți dau dacă nu dai. Iop, mă lași. Aolo. Mâine mă duc la șișa, știi cum vin banii? Să mă vezi mor dacă nu ești doar gura de tine și mănânci pâine cu pâine. Să mor eu, dacă nu-mi trimi mesaj pe Instagram, cum mă duc la șișa și mi-au 3 șișauri. Stai că am învățat de la Ferrari. Hai să-ți văd dacă e cum zici tu, arunc cu prințesa acum. Hai să-ți vedem talentul, hai. Hai, dă un univers, hai. Hai dacă ești pizdă, păi ce faci acum? Hai și te bag în gază sus, hai, urcă sus aici. Nu trebuie, stai aici. Hai, nu mai gândesc dacă vreau să stau sau nu. Bine, puiul meu, stai și țineți bunții acolo. Te pupă și gosul tău. Te pup, viața faci? Mea. They call me Mr. Boombastic, say me fantastic, touch me now me back, she vezi că am învățat și eu, nu e chiar așa ușor. Pană, eu am încercat fratele meu, dar dacă tu nu ești atent acolo, ce vrei să fac? Stai că am primit o notificare de la Revolut. Ma. Nu cred. Zău, ce faceți, mă? Bine, tu? Ce da, da, Cora. Uite, am primit abonă, mi-a cerut unul. O dată intrăm pe Omega și dăm și noi de conacu. Bă. Ce să faci acum? Aici la kilometru zero, la șmecherie. Ce faceți? Din greșeală am dat next, că nu vedeam bine cu ochiul stâng. E frumoasă fata aia? Eu nu știu ce mă stă frumos. A,
Haide, mă obțin apreraș. Frumoasă melodie. Ce, mamă, ce voci? Arătat ca tata aia. Ce să fac, uite pe aici, vorbeam mai devreme cu aia de ne-a zis care e Sugar Daddy, că ea face 1000 pe zi. Sugar Daddy? Care-i prost dracu să-i dădea bani astea, nu o să-l mănânce el singur. Păi, sincer. Auzi, pentru nimic. Păi nu, că o bagă pe aia. Nu e tata aia, mă, nu e tata aia forever. Nu e tata aia forever. El e nenicul nostru. Sugar Daddy atât de dulce încât fac astea, diabet. El e tăticul de pe partea alaltă, de pe TikTok? Tătic. De pe TikTok, de aici, în Pantelimon. Au, ți-ai făcut prezența pe TikTok la mine, am văzut acolo. Dar până nu mi-ai zis de Suedia, păi nu știam. Și înainte eu mai intram. Da, dar nu știam. Dar până nu mi-ai zis de Suedia, gata. La un moment dat mi-am schimbat numele, că am zis și eu la internațional. Era Dr. Daicu Grețu și am zis să... Aolo, Dr. Daicu Grețu, auzi-l, mă. Te-ai făcut și doctor acum. Păi așa era pe timpul nostru, pe eu grăcic. Întrebai, nu te supăra, știi cum v-am strunat, dar te blochezi, să știi, ai net rău de tot. La hotel? Pe unde am mai ajuns? Că tot data trecută când am vorbit tot în Suedia, erai. Păi tot în Suedia, dar eu mă mut la 2-3 săptămâni cu munca, plec 500 de kilometri, mă învârt. Ce să faci acum? Să faci viața? Anul ăsta sunt, nu. Până în septembrie sunt în Suedia, după aia merg în Norvegia. Și de la anul nu se știe, loterie, Amsterdam, mamă, Franța, Suedia, Spania. Mamă, stai că e, avem un prieten, Irina are o prietenă la, de vede cir, de vede ren, pe așa, deschide. A, înseamnă că stăm în partea de sus, în ordine, în strenare. Bun, dimersi mult de membru pentru Mircea Emil, te pup, a dat o calitate de membru gratuită. Foarte bine. Las că e bine. Acolo am văzut și eu prima dată Aurora Boreală. Că chiar o vede mai mereu, gen, e în partea aia, spre Cercul Polar. Narvik, înspre graniță cu Norvegia. Acolo. Nu știu, eu am întrebat, o te fuți? Nu, aia, fii prietenă cu nevastă. Dar e frig acolo. Ce să faci pe aici? Păi de-aia nu să... Te pup! Bă, ți-a dat next, automat. De-aia nu se fute ăștia, mă, pe la Cercul Polar, pe la aia. Păi când îți dai seama, când se pune femeia capră, până dă pantaloni, vine... Mai îngheață și cură dracu, ce să și... Acum nu mă am început să fumez, mai am, cred că mai am 5 sigări din pachet. Nu! Nu! Deci n-ai cum! Deci n-ai cum! Nu, n-are cum! Fă-se să fă! Hai că se aude, dă-i mai tare. Dă-i mai tare că nu se aude. Pe Google. Dă-i mai tare că nu se aude proastu. Se aude. Ce faci? Leșină. Bine, tu? Bine. Leșină. Dacă mi-ai pune pe YouTube, leșin. Nu vă pun pe YouTube. Vă pun la inimă. Vai, ce frumos. Să mă căutați când faceți 18 ani. Mamă, Ieron, nu mai scrie skip într-un amuș și mă, lasă-mă în pace. Visul meu să merg la Ren? Păi, din păcate, visul tău care înseamnă să mergi la Ren, șampanie la micul dejun s-a devenit pe jumate, a devenit jumate Ren. Au 16 ani la pachet. Tony, echipa mea, iub! Ia uite-te cine e la mine pe chat aici. Tony, echipa mea, Tony, echipa capa e capa. Crapă, Irina, când îi zic asta. Crapă. Tony a fost primul meu membru. Ce-ai fă? Faci pușcărie la pachet? Facem. Eu o cheam și eu echipa mea? Da, echipa ta, nu știu ce să zic de față de echipa mea. Ce să-i dau foc lui din acum. Am niște arahide lângă mine aici. Ai vrut la air? Adică echipa mea e tânără. Man, those were good days. I was playing Tom Club in Miami. Salut, Robert, te pup. Bine.
frumos. Vă față cum totul, doamne, e ceva spectaculos. Și mulți znai ca beleganța și șechina rastu. Dă-mi un elegeanța, think someone's at the door, but I don't think I'm a answer. Police things, going, going, going. My foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I might hurt you and sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. Până acum, ce-mi până acum? Să trăiesc pe postul. Ce faci? Bine, uite, la o gumă, la o șpâlă, la o mumă. Văd ce faceți. Să ai poate. Să rămână, nu că beau bere și ronței de ăștia nebunii de-astea și îmi plac așa. E bine. Dacă mai sunt și picante, merge ca pumnul în ochi. Ce ca pumnul în ochi, ca șutul în cur. Exact. Bă, Fonfi mai trăiește? A fost pe aici, zic că s-a îndrăgostit de una la patru străzi pe Ghizdăvescu încolo și nu mă mai înțeleg cu el, a plecat. Și are și litiera pusă în living, să mor eu. Are litiera, i-am pus nisip tot ce nu mai vine pe acasă. Și a lăsat geaca pe aici, a pus chitarul. Pa unde sunteți plecați? În Anglia, frate, în Anglia. La catalizatoare. Nu, mă, alea-s domeniul trecutului, la carete acum. No, am 6 metri de furtun, boss. Aulu, pe și ce faci cu el? Dar, e? Tragi motorină. Nu, tragi în vinul din damigenul. Hai să aveți poftă, băi, mă, pup. Hai, mersi, bă. Mai întâi pe Tiki Daka? Nu. Mamă, ia uite duel aici între Toni și Irina. Remixul vi l-am dat în chat mai sus. Ce înseamnă că fac bani cu furtunul? Că nu înțeleg. Mister Claudiu, te pup. Benzină, adică fură botulină benzină, nu? Scrieți, mă. Bună. Deci că Izabela să moară data. Dar mă rămân în credința asta, nu-mi plac mișta. Te-a pop și acule. El răcui de boscheta. Ce? Nimic. Dacă ții mâna la nas ca să nu-ți dau cu pumn, nu poți să-ți bag degetele în ochi, să știi. Nu, ții mâna la nas că nu-mi place nasul meu. Ia. A, mă, că e drăguțel, mă. De ce, cine? Ți-a zis cineva că ai nas urât? Eu am zis. A, mă, băi. Cum te cheamă? Aolo, om. Mă numesc om. Om. Bună, om. Eu sunt Alex. Dar de ce ți-e rușine cu nasul tău? Ia, bă, așa. Dă-mă să văd. Poate nu e așa rău. Mamă, și că-i pulă de câine să moară tata. Direct. Urât, genunchi de capră, poate. Mm-hmm. Da, auzi, dar nu mai bine toporul și îl dai jos dacă tot te deranjează așa pe... Că îl și ai un ochi aici, îl vezi într-una, nu? Nu, mai bine, lasă. Bă, vrei să vă zic un fun fact? Aolo, clientul. Vrei să vă zic un fun fact? Fiți atenți. Voi știți că noi nasul vedem în permanență, dar ochiul alege să-l ignore? De nasul vedem cu amândoi ochii în același timp, într-una. Și ochiul alege să-l ignore. Voi știați treaba asta? Și nu-i vorbesc la mișto. Da, știe tactul ce faci? Ia uzi, ne-ai dat skip mai înainte ce... O, mă, dă tempul la mea, ce-i? Corcitura dracului, ți-ai văzut, ne-a fost zis și îndrăjitoare. Să te-i fut! A fugit? Ochiul e în parazit. Păi, eu te-am văzut pe undeva, tu ești pe tic... Nu, ești pe tic... Nu știu pe unde te-am văzut, da? Hai de puii mei, stai, stop.
Ești pe live pe YouTube? Vă pup! Te pup! Cum o cheamă pe fata asta frumoasă? Andreea. Și câți ani ai? 18. Dar nu mă văd de la clipul. Nu-i problemă. Auzi, să ne zici cum se numește clipul, ca să mă uit pe YouTube. Da, bă, și nu. Dar unde sunteți acum? La Germania. Aolo, fratele ei? E Vărmă. Vărmă, Vărmă. Verie, verie, patul să ne ție. Nu, serios, nu lăsăm. Daniel, te pup și gosul meu să rămână mult la 5 goguți. Te pup, frate. Stai. Auziți, mă? Cum? M-auziți? Da. Acum nu. Îi culege căpșuna? Uite cu conacul, cu aia. Se pui alin. Eu am crash pe tine. Nu vrei tu să stai fătut în gură de machiată proastă. Stai mă așa că încerc să o caut iar pe aia. Asta nu-mi place, că la un moment dat nu prea mai dau de oameni cu care să fac caterincă și mă mureșesc. Mă uit, zic, bă, oamenii ăștia nu se distrează și mă ia cap. Daniel, te pupă și gosul tău, mersi mult de 5 goguți. Hai mă, că am păcălit și golul ăsta aici, nebun. Nu mai, domnule, nu mai, la, mă, dă-te în chilul meu că l-am păcălit. Nici voi nu mai vorbiți pe chat, asta nu-mi place, că nu mai vorbiți pe chat, că eu nu mai... Eu mă uit, bag o melodie, după aia mai dau un X, mai mă uit în chat. Vino la mine să stai curcan pe tavă. Conacule! Nu prea mușcă de mic. La ce sunt alea cu buze pe ochii tăi? Da. E, te buze să te amuze. De unde ești, mă, frățioare? Din Vrancea. Din Vrancea, frumos acolo, la vinuț. Da. A, pare că ai tras un pic vinul, l-ai degustat vreo 20 de litri, așa, nu? Da, normal. A, mai sunt prezent doar cu corpul, că sufletul s-a dus în pune. Șobolane. Șobolane futute în gură, să te fută pință. Știi ce ai, mă, pință? Nu. Nu știi, pință? E ăla care, animalul ăla care scoate capul din pământ așa, pe mușurul și bagă înapoi, hop. M-ai speriat. Ce-mi place frumoasă geaca ta. Da, mă, tot. Te hai, hai, te pup, băi. Hai, salut. Da, de unde ești tu din Franța, mai examă? Focșani. Focșani? Am prieteni acolo, mâncați, ești lobozul tău. Frumos, Vrancea, da. Focșani, bine că dacă stai să te gândești un pic, de la Vrancea pleacă un pic șmecheria. Dar ăștia obraznici, Iași, București, Pule, Sule, căcat. Da, da. Bine, bă, hai, te pup, vezi ce faci, da. Și ai grijă de... Auzi, dar câți ani ai tu, mă? 20. Nu par, să mor eu. Cât îmi dai mie așa? 28. 20? 8. Ai 27. Te să moară titi, ai văzut? Zi, mă, 27 sau 28? Da, oricum, urmărești. Ha? 28. Bine, bă, hai, te pup, vezi ce faci acolo. Auzi, bă, dar tu mă urmărești pe YouTube? Da. Bine, frate, te iubesc, te pup. Bine, pa. Am vrut să-l mai țin, mă, dar mi-a donat băiatul ăsta, mă. Ce-mi place să-i țin așa mult. Cojo, mersi mult de încă 10 urăi. Să rămână. Îmi place să-i țin așa. Sunt aici, conduc, dar te ascult, te pup, BRV-ule. Suntem aici, tu îți faci treaba cum trebuie, vine și prințesa, don't worry. Auzi-l pe Mădăline, Mădăline, nu era vorba de prințesa, mă, moș, mă, ce... Uite, prințesa mea, uite, uite, bună. S-a adus pe pulă prințesa, vezi? Nu! Să te fuci pe tine și pe sorta în cur, dar pe tine primul. Homosexualule. În sânge. Cu poză, mă, dragi. Ai mâncat mielul, da, muș, nu? Gabriel, stai. Da, eu stau. Să încep să se repet oameni și nu-mi plac. Mi-a făcut bine de tine, de tine, de tine, bine de mele, cu ele, bine, băi! A zâmbit. Ce faci acum? Acum e 2000 de ori mai greu față de ce făceai acum 3 ani, dar în trecut a fost perfect. E greu, Andrei, dar pe mine nu mă interesează să zică lumea asta.
Păi și ce să fac, mă, dacă mă plictisesc? Bag o melodie și beau un shot, ce pula mea. Dar nu beau un shot, dau un shot la bere ca să mă îmbătrău, ce pula mea să fac. Special din partea mea, Florin Gora, pentru voi, pentru toți îndrăgostiții, am făcut cover după această piesă frumoasă și să asculte toată România frumusețea asta. Nu ne mai vorbim, spate-n spate dormim, tot așa ne trezim, nu mai știm cum să iubim. Of, nu ne mai vorbim, spate-n spate dormim, doi colegi, comolegi, colegi de apartament. Stric după așa dor și începe să fie dor. Suntem colegi de apartament, am pierdut tot ce sentiment. Și stric după ajutor, nu văd niciun viitor. Suntem colegi de apartament, ne sărutăm indiferent. Oh, oh, care pe care schimbă, dacă nici măcar nu mai vorbim aceeași limbă. Oh, oh, sunt vinovat oricum, eu zic am fost cu băieții, tu că simți un alt parfum. Care pe care schimbă, dacă nici măcar nu mai vorbim aceeași timpă. Oh, oh, o să vină vatul cu mie. Eu zic, am fost cu băieții, tu că simți un alt parfum. Ce faci, fă? Ia zi tu cum stăteai tu atentă și ciuleai urechile la tata, care tata făcea live și tu stăteai la mine la poartă. Uite, Daniela Violeta, 3 euro, zi. Mulțumesc! Minim un strețul meu. Nu mă mai iubești, fă, deloc? Aolo. Ce era să e? Bulldog francez. Zi, tată, zi. Așa, zi, tată, zi. Așa, zi, tată, zi. Așa, ceartă, tată, ia. Ceartă, ia. Uite că vă ceart în microfon, tata, zi. Cojo! Păi am dat viața mea. Au. Stai un pic, Cojo, că mă duc pe pulă. Îmi vine să vomit dacă dau un vot că e un vot că vișnată după. Zi, eu fac caca în terasă, mult, pe mochetă și tata spală într-una și mă cac moale și fac pipi într-una. Zi, eu fac caca mult. Zi, eu fac caca mult. Stai așa. Eu fac caca mult și tata mă ceartă pentru că eu fac caca mult și moale, în loc să mă duc afară, fac caca în terasă. Spune. Eu fac caca mult și tata mă ceartă mereu și se supără pe mine. Și eu sunt obraznică. Aolo. Hai, mănâncă urechea lui tata. Baga boanta lui tata. Mă pupi? Mă pupi și pe mine? Nu stă bine. Op, așa. Mă puși pe mine? E frigoasă. N-am mai luat-o de mult. Hai. Hai, fugi de aici, fugi. Hai, pleacă cu pasta. La locul tău, hai, fugi. Amică căcioasă, așa-i zicem la mine. Amică căcioasă. Toată viața am fost un bărbat frumos, dar acum văd că semăn cu cățelul tău. Bine că nu mă cer și pe mine. Cojo, respect și egoțul meu, mersi mult de 20 de euro! Vamonos! M-am mers la pește, dă-mi un semn și meu pe WhatsApp undeva. Bă, eu mă duc, fiți atenți aici. Hai să... Cine-i din București, lângă București? Mâna sus. Fiți atenți. Eu anunț de fiecare dată, anunț pe TikTok, că pe TikTok fac live în ultimul timp, mai mult, ok? Și ca să înțelegeți și odată treaba asta cu TikTok, cu băga mea și pula mea, ca să nu zicem de 50.000 de ori, cumva mi-am găsit contentul pe care îl făceam eu acum 3 ani pe Omegle, doar că sunt cu creaturi cunoscuți pe TikTok, ok? Bun. Ei, eu când mă duc la baltă, la lac, acum mă duc doar pe Tâncăbești, lacul Tâncăbești 2. Cine știe, mai sus de Otopeni un pic, da? Ca să știți. Și o anunț mereu, vorbesc pe live-uri când mă duc la pește sau o pun pe Instagram când ajung acolo. Puteți să veniți toți, nu mă deranjează. Au venit 3-4 oameni care au stat toată ziua cu noi acolo la pește. Nu mă deranjează. Și data trecută vreți să vă arăt ce am prins aici așa ceva frumos? Nu știu dacă am prins ceva neapărat așa, dar a fost, adică... Dar adică nu știu dacă a fost neapărat view, medium icon, cu concurs. Hai să vedem dacă am prins ceva frumos pe aici.
Ia să vedem. Asta intro. Așa. Deci nu știu. După prima oră am... Stai așa. Stai că vreau să vă arăt ceva din vlogul nou. Nu mai trebuie. Cum a ajuns pe mine? Uță care nu vrea să-mi scoată peștele. Altă-l pe uță. Cunoști așa ceva? Scoți cu aia din gură? Bag la tămul, bă, faci mă mulți. Stai că am dat luat. Ia! Aoleu, măicuța mea! Îmi place să dau la pești pe voi, băiatul, măi. Când ne mai scoate pastea? Fiecare pește? Dată, mă? Da, îmi place eu pe tâncă bești. Uite-te și tu ce făceam eu. Încercam să scot două găleți din care nu mergeau de separate și uite-l pe Gabriel. Ce ne mai scoate pastea? Mai bea mult să bea. Aici pe o găleată, mă? Nu. Ia bea o gură, că ai prins pește. Aoleu! Băi, unde ăsta după fiecare pește? Ah! Bă, dă-mă și pe o găleată să-i dau și o cu apă ăsta. Ia încerc să țin de asta un pic? Nu merge. Alele! Cât e scorul? 1-0. Ce-i cu apă? La masa verde. A plecat cu handicap. S-a început bine frumosul. Ia uitați-vă ce filmare mi-a făcut Gabriel. Ia. Cred că s-a terminat bateria la camera asta. Deci fiți atenți aici. Ne-am îmbătat căcat. Nu e greu să ajungi cu Maria Andreea. N-are nicio treabă. Eu ajung cu mașina mea și e joasă. Da? Fiți atenți aici. Deci să înțelegeți. Ne-am îmbătat pe baltă la Tâncăbești. Da, ne-am îmbătat și mi-am uitat camera acolo și uite ăsta ce a făcut când am lăsat camera acolo. Bad mort imediat după. Cred că s-a terminat bateria la camera asta. Este ora... Cât este? Nu știu clipul ăsta. Ai evitat camera aici cu trepidă. Dă-i cu apă, să-mi bă apul. S-a dus pe cop! Cred că s-a terminat bateria la camera asta. Este ora... Cât este? Ai evitat camera aici cu trepidă. Dă-i cu apă, să-mi bă apul. S-a dus pe cop! Bă, și îmi place de lumea cu aia, că bea mă cu toată lumea care se duce acolo, no joke, gen, bea cu toată lumea cu aia, n-are niciun stres. Dar, cu aia, de fiecare dată când mă duc, din nu mă refuză de nicio culoare, că știi că vin fresh, ești nebun. Și nu mă refuză. Da, mâine mergem la Sandu, mergem pe o baltă în Galați, nu știu unde, pe unde dracu ajungem. Nu! Ai dat... Ce știi? Uite pe YouTube, în pula mea, filmează acest lucru, în momentul ăsta filmezi. Mășur, filmez, nu-mi pasă de telefonul, mă, să nu fac... Nu mai am atrit. Deci... Nu te suportă mama. De ce? De telefonul. YouTube, mă șut. Deci, pentru că te pun toată ziua la televizor. M-a rușinat, mă. M-a rușinat, mulțumesc mult. Auzi, dar mama ta e geloasă, gen. Știu, gen. Ia l-ar pune pe fuego, pe Nicu Paleru, pe... Lăsați fata să pună ce vrea pe televizor, dacă nu luați-vă alt televizor, să se știe. Nu, care 5 televizoare în casă. 5? Mă stuci? 5! Bun! Pula mea. Pop. Mamă. Ei.
Când lovește cocaina să moară familia. Bă, l-am cinit! Ce ai, mă, tată? Nu se poate așa ceva. Ba da, se poate. Na. Ba da, dacă zici nu, e da. Vete, mă. Și când nu mai pot, tot pot. Și cine a zis asta? Că... Zici cine a zis asta? Cui? Cine a zis și când nu mai pot, tot pot? Bă, deci nu există așa ceva. Ia, zi-mi un banc, că trebuie neapărat să știu unul. Un banc? Da, și după zic și eu unul, dar nu. Hai, zi tu primul. Îl știi pe ăla cu peștele și cu curvele lui? Zi, frate. Nu știi, deci era un pește și avea 5 curve. Și le pune pe toate 5 la o masă, în fața lor o farfurie. Pe farfurie pune un fruct de ăla nebun. Lupri mai ia o banană și o bagă în cur. Și o întreabă, ce e asta, curva mea? O banană, felicitări. Se duce la a doua. Se duce la a doua și îi bagă un măr în cur. Și o întreabă, ce e aia, curva mea? Un măr, felicitări. Și face la fel cu a treia și cu a patra și ajunge la ultima. Și la ultima îi bagă de aia mai mică ca portocala, că nu vine. Ce e aia, curva mea? A, dă-te, mă, dacă le știi. Auzi, fii atent. Nu, dar ia e previzibil, zic. Că e mai multe variante. Era un concurs de, gen între națiuni și în finală ajung trei femei. Între femei, care femeie înghită cel mai mare obiect cu pizda? Știi? Așa, nu știu. Fii atent. O englezoaică, o franțuzoaică și o româncă în final. Intră prima englezoaică. Pune pe masă o portocal. Zici, uite portocala, nu mai e portocala. Mamă! Vine franțuzoaică. Ce pula mea fac eu cu asta? Pune un pepene de la o lubeniță de-aia, pam, pe masă. Uite lubenița, nu mai e lubenița. Mamă, bravo. Vine românca noastră. Pune românca noastră pe masă, ce crezi? O nucă. Și le zice la ăștia, uite nuca, nu mai e masa. Le-ai prea bine. Chiar am să învăț să o spun mai departe. Nu că o știe. Le știe pe toate. Le știu, mă, le știu. Hai, te pupă. Iob, stăm sâmbătă toată ziua, sâmbătă noapte, duminică toată ziua, duminică noapte și luni ne întoarcem. Câte taxa pe Tâncăbești? 90 de lei, din ce știu eu. Bă, dar e ușor de ajuns pe Tâncăbești. Nu știu de ce ziceți că e greu. Cu aia e drumul chiar asfaltat. Două nopți, da. Să bagi o dedicație pentru tata care se uită la tine acum? Păi nu bag eu dedicație să moară tăicuțul meu, ce ești nebun. Pentru tata lui Răzvan! Așa că mi-e așa, noi nu suntem doar maneliști. Și de aceea vă rugăm frumos, nașul mare nu l-am văzut și-o pătit euro, să danseze și el o horă în viața mea. Azi facem o horă de-aia frumoasă, cum îmi place mie la minor aici. Da? Da. Ce mă ușor acum, maestre? Că eu văd toate comentariile din ceas, să nu ziceți că nu le văd. Lăutărește frumos, care spune așa. Cine a fost gărăciuma în drum, ala n-a fost om nebun. Cine a fost gărăciuma în drum, ala n-a fost om nebun. Ala n-a fost om nebun, să mă poate să nu fost om nebun. Cine a intrat ea să cânte, de necăzuri să mă iete. Mai doamnules mă, mă, stă-ți cu minte. Cine intră în ea să cânte, de necazuri să mai uite. Să plătește. Să plătește. Sunt
du-te în urechile aia și te speli de salam. Nu, bă, du-te, bă, în pula mea, că te cunosc, putu-te în gură. Iadă să te vorbă cu șată și în cur. Bă, du-te, dracu. Dă-mă să te văd, vorbești în neamt acolo, vorbești că-ți cu pe camera. Băga mești mâna pe gaura până să te teardă urechii când ești cu minte. Putu-te în gură să te fut. Să te ardă terciu pe mață, dă să te văd. Nu, mă, nu. Bă, dar ăsta-i doar de bibelou, mă? Vorbește, nu faci nimic. Vorbește, nu faci nimic. Clipește, mă. Clipește, mă. Bă. Fă-mă așa. Fă-mă așa. Nu fă, mă, nu. Ce vrem la în gură. Ce vrem la în gură. Băi. Bă, uite-te aici. Asta nu-i mă conacul, mâncam iar pula. Ba, da, Iusu, să mă arăt fata mea. Bă, suge mie pula, bă, dar nu te-am văzut de mult. Care aia? Care aia? Ce? Care mă pulă? Care mă pulă? Cine? Cine te-a băgat în seamă? Zi-mi dreptul, cine ce pula ai mare, mică cu mine. Nu știu, bă, nu știu, că nu mai... 80 metri. Ui, eu n-am așa, mai am aia, că... Păi tu te-ai mână, dar rag de vie. Ăsta de stă doar cine vorbește, este chiar rag de vie. Știi, mă, ce e vie. Știi, mă, ce e vie. Zi-mă. Ce mai faci? Ce dracu să-mi fac? Uite pe aici, am belit pula, cumperi carne. Nu, cumpăr, bă, ca așa. Ai deja? Ai deja? Da, hai să dăm pula în pula. Ce faceți, mă, domnule? Ce faceți, mă, domnule? Ce dracu, uite, vrem să ne însurăm și nu găsim. Păi pe ăsta îl pui tu aici, cap de afiș, să moară, mă, puța mea, că zici că e Halloween. Lasă-mă, dracu, îmi pace, băi. Nenicul meu, tu nu vorbești, doar clipezi, nu? Doar clipezi, nu? Uite-l cum stă, e dublugușă. A, bă, lasă-ne, dracu, să găsim și noi o muiere. Muiere vrei? Muiere, fute-ți-aș muierea în cur. Vii la bișpriz, da, frate, n-am ce să fac altceva. Te pumițule, mamă. Fă, ție îți place de mine, dar tu îmi dai next mereu, fute-te așa în cur să te fut. Te pup, Hristos, salut, șchiviu, nu vorbeam, mă. E doar de interfață să mă rămă. Adu microfonul? E, lăsați. Că dacă adu microfonul, mă îmbăt rău de tot. Te pup, David, să rămână, bă, noi suntem live pe YouTube, să știți. Știi ce înseamnă asta? Nu. Așa la de când mă îndrăgostesc. Ha, mă! Bă, iar am luat bani, mă, să moară familia mea dacă se poate. Bă, 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 păi fac jumătate tot golul. Să moară mama, am luat al doilea bani, ești nebun, iar trebuie să plătesc. Coaie, coaie, uitați-vă, intrați pe YouTube că am luat iar bloc. Uitați-vă, coaie, că am luat iar bloc. Bă, dă-o în pula mea. Bă, dă-o în pula mea, fac jumătate din donații cu ăștia. Bă, lasă-o în pula mea, mă. Bă, lasă-o în pula mea, mă, coaie. Odată, luam odată pe săptămână, acum am luat de două ori pe live. Numeroase plângeri din alte, din partea altor utilizatori. Gata, mă, vorbesc de Nici și de Cant. Da, acum, gata, numai asta vorbesc pe TikTok, pe YouTube. Da, mă, nu mai, nu mai, vorbim numai de astea, hai. Și eu ca prostul n-am salvat și eu detalii să plătesc iar aici. Lucian, ne sunai pe YouTube, mușii mei, intrați pe YouTube dacă vreți să vorbiți. Stați-mă așa. Stai că trebuie să plătesc chiar, am plătit două taxe cu aia, deci ca să înțelegeți și voi, Omegalu îți dă blog la un moment dat când se plâng prea mulți utilizatori, că îi înjuri, că faci mișto de ei, că pula calului. Da? Puteți să dați și voi fixare de mesaj. Și gata, l-am scos. Și trebuie să plătești 10 euro de fiecare dată când îți dă bloc. Și înainte îmi dădea o dată pe săptămână. Acum mi-a dat de două ori pe un live, ești nebun. Nu mai țipa așa, era să dau cu camionul în parapet. Paștele, bă, zic că m-am căcat pe mine. Am câțiva băiestinici care mă urmăresc pe YouTube. Ești YouTuber? Bună, da. Da. Poți să fac o poză? Facem poză pe drag. Recunoscut. Mulțumesc! Și eu, te văd. Și acum ce? Acum nu știu. Acum am rămas un pic uimită că te-am văzut și pe TikTok, ești belea. A, mă, știi de pe TikTok? Pe ăsta m-a întrebat dacă sunt YouTuber. Poftim? Ăsta, general, da. Nu știu că nici roșu. Faci, mă vede cineva? Te vede. Bună! Faci reacții, zi, ceva? Zi, de la radio. Zi bună! Bună! Așa, de unde ești? Din Hunedoara. Hunedoara, ce frumos, câți ani ai? 15. Cât? 15. 15 ani doar, micuță.
Na, și el cât are? El 14. A, el e mai mare? Da. Merge mereu. E brain dead. E brain dead. Este un om care a zis că se va închide. Luciane, fii atent. Mai sunt câțiva oameni care vor să se dea în stambă câteodată, să se afișeze pe aici. Când mai face live pe YouTube, nu mai face live pe YouTube, că acum sunt chiar live pe YouTube. Fiți atenți. Sunt unii oameni care își fac cont de ăsta, gen cu regulile comunității, ca să zică că se închide contul. Și mie îmi place când îmi spune că el face trafic. Dar cine ține cont așa ceva, nu ține nimeni. Trebuie să fac rost de moderator aici, ți-o încerci mult, Gabriele, cu mine. Tocmai de-aia nu-ți dau. Că ți-o încerci. Când nu ți-o încerci, o dau. Au. Da, deci suntem live pe YouTube acum, vă mai fac niște propagandă. Mersi mult de cador, vă pup. Eu sunt cel care aveam ochelari cu buzete. Te pup, Paule, te pup pe jigosul tău. O să mai pun o dată melodia asta. Eu sunt. Stai să fac screenshot, stai. Ce frumoasă este asta. Ce frumoasă este asta. E varme. Aolo. Stai să fac screenshot, stai să moară mama. Mă ia panica. Te-ai panica? Te-ai panica? De ce zici așa? De ce zici așa? Te pup eu. Te rămâneți de 7 ani? E bine că eu fac YouTube de 6 ani, dar e ok. Mamă dragostit. A, dar a zis ăla cona acum, nu mai e fan, mă. Te pup, șefule. E iubita ta, nu? Da. Ține cu dinții de aia mâncați și pula ta. Adică ți-am văzut decât părul din pat și zic, nu cred. Mi-am văzut decât părul și ai zis conacul. Au. Păi câți papagali pe Omega știi tu cu părul roz? Păi aia zic. Doi, doi. Eu cu fonfică, mai apare și să mai văd șuvițele. Ce faceți? Uite, stăteam în pat și zice, hai că fac și eu Omega. Și mă uitam, dar nu știu, că o clipă m-am uitat în telefon. Și te-am văzut pe tine, bă, și zic, n-are. Pup să nu te dă ochi. Hai, te pup. Pe tine, bă, nu pe ea, ce treabă am cu ea, lasă-mă, nu vine, băi, soră, bagi ceartă în casă aici, că am nevastă, mă lași, lasă-mă. Vezi că are 16 ani, șefule. 16 ani are? 16 ani ai? Da. În 2 ani ești bună și acum să mă arăt tata, dacă te mint, ce e? Hai, vorbim în 2 ani. Hai, te pă. Bă, voi ați văzut-o cum arăta, mâncava și pula voastră. E, bă. Live-ul meu s-a transformat în 1000 retur. Ăștia au impresia că sunt oameni care stau, zic că ia, cui dau și-o follow, ia, bă, ăsta. Nu, ești urât cu spume. Poți să întrebi ce are lumea dușmănie pe tine și pe Nadin? Că nouă ne merge bine, dar ne merge bine. Băi, eu mai fac propaganda aici, ne vedem, suntem pe YouTube, nu mai sunt foarte mult live, așa că intrați pe YouTube, căutați Conacu Live Omegle, suntem live chiar acum. Haideți și voi alături de noi. Bă, ce se strofa cu oamenii? Bă, am auzit că vi ți-a luat Logan? Da, pe post de schimbător de viteze. Dacă găsești o curvă de aia pe care să o iei în tine, să o car vreo 2000 de kilometri, să o duci la pană. Să moară măicuța mea, dar nu m-am riscat să vă arăt și vouă dacă îmi blochează, dacă iau strike și primesc avertisment. Deci da, am luat cenzura doar să vă arăt și vouă un pic găozul ăla urât. Dacă îmi iau strike, e din vina voastră. Mamă, dar să vedeți țâțe. Melodia aia, ba la 6 buci, aia a reprezentat 6 buci odată, să mor. A luat foc chat-ul, păi când vă arăt cur și țut. Aoleu. Pe tine te știu, ești Bogdan. Asta e din parcul tineretului. Bogdan din parcul tineretului, de unde știi?
Știu. A, tu, ne-am dat cu skate-ul, nu? Da. Da. Mă, cu bicicleta. Cu... Bogdan, fără salut Bogdan, dați-vă în sangre. Te salut, vechi tovarăș, te pup, Alexandrule. Nu sunt Bogdan. Eu te plec cu un acul. Ei bă, ho, mâncă, deschideam cu... Stai pe loc, stai pe loc, stai pe loc. Stai pe loc, stai că trag. Încă trag cu tragi, că tragi cu gloanță oarbe. Nu, 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 ce tragi. Dă sticla, numai sticla de ce. Buracule, ăsta-i belșorul. Te puși. Nu, Nadim. Nadim, stai că... Ce mă, nu bei? Păi dai noroc așa, răsticla pe gațești mâna în gură. Stai așa, stai un pic. Stai un pic. Haide bă. Haide bă că vreau să mă piși. Bagă. Nu, 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 băi, nu, 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 spate. Te aud. Vino aici. Vino înapoi. Înapoi. Culcat. Coracu. Stai bă că vorbesc cu el acum frumos. Da, mă, da. Știu să la baie. Conacule. Viața mea. Nu m-a fost la Nadie, mă, s-a dus ăla cu 2000, mă, de la ei. Și că zice ăla... Era și Mocanu. Bogdan Mocanu, bă, să fie câini. Bă, dracu! E, bă, era și o să mă piși în curte, o, dracu! Gata, 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 te-am păi, m-am pișat de 3 ore, e nebun. Ce faceți, mă, frații, bombă și fitil? Bombă și fitil? Vă pup! Pe zonă! Ceata lui Pițigoi, dai într-unul, țipă 2. Ăia suntem. Țipă 4! Care 4? Că nu sunteți 4. Băiești cu băiatul. Cum? Băiești cu ăla la? Băiatul. Chiar, la băiatul, bun, la băiatul. Așa, bun așa. Hai mă, pup sticla sau ce pula mea faci, bei? Ai, bă, ui și tu. Da, astea făceam când eram mic. Cosmin German. Te pup, Cosmin German. Bă, băiatule, deci ca să... Putem să vorbim sincer. Coi, ați văzut clip din, a zis de clipul ăla cu când a venit Nadim cu 2000 la București, eu habar n-aveam. Nadim mi-a zis că vine la București, care are un cadou pentru mine de ziua mea. Am zis: "Bă, nu te obosi, nu că oricum vin." A venit Bogdan Mocanu la mine, că trebuie să-și ia mielul, mi-a arătat mielul și a făcut Bogdan Mocanu clip. Că a venit ăsta cu gen Nadim cu 2000. Ia uitați-vă, mă. Mă spuneți și mie ce e amuzant, gen că a venit Nadim cu 2000 într-un geamantan de la Megidia la București. Cu aia înseamnă că am eu standardele prea ridicate la amuzament, ești nebun? Și-a arătat pula? N-are nimic ca viața mea. Dacă înseamnă că doar tu ai văzut-o Vlădescu, înseamnă că doar tu te gândești la pule. Bună! Bună! Lasă-mă să te ating, ting! Suntem meci, uite că tu ai părul roșu. Uite mă, da, suntem meci. Bună. Cum te cheamă? Asta face că am mai dat de el. Da mă, dar n-am și eu dreptul la opinie, sunt și eu om. Ba da, zi. Stai. Uite, mâncăm amândoi un cio. De unde ești? A, clătite frumos, de unde ești? Constanța. Da. Pe ăsta la delfinariu, mamaia. Pe bune? Bine, eu stau mai exact în Năvodar, dar ți l-a șucat. Nu contează, am mașină. Și cu cine ești? Cu prietena mea, Alexandra. Și iubitul? Ce? Bună, și iubitul tău? N-am iubit. O fată frumoasă așa ca tine n-are iubit? De ce? Muiști. Căstos muiști. Muiști, boschetari și înșeală și vorbesc prost. Da, deci ori muiști, ori boschetari, ori înșeală. A, deci fostul tău iubit s-a culcat cu tovarășa ta, Alexandra. Avea nevastă. Și cât timp era certat cu aia, era cu mine. Bă, că a mers pula morții lui! Avea 16 ani, băiatul, aia avea 19 ani și aia făcea striptease. Vidă, ce cine ce... Să-mi bag pula morții lui aia! Și gândește-te că... A ajuns măsa lui ăla să mă înjure pe mine. Păi tu cât ai? Ce? Cât ai? 16. Cât mă? 16.
pic, bă, stați un pic, mă, coaie, bă, bă, petiție, coaie, petiție. Bă, n-ai, mă, nu mai există așa ceva, mă, băiatule, bă. Dar da. Te pun, Miricioiule, Doamne, dar cum, dar ți-a făcut una... Bă, dar tu nu ți-ai dat seama de el? Bă, eu știam că a fost împreună cu aia, eu știam că e țigan, dar nu știam că e țigan de ăla, gen. Deci tu te culcai cu el și ăla era cu aia? Da. Și a ajuns măsalul ăla să mă înjure pe mine că, fă, tu te dracu de româncă, că tu n-ai haine de lap, că dai pe deasul lui fiul meu, că te omoră în bătaie și aia și măsa. Și tu mi-ai spus că bani îl trețin pe fitul? Bă, da. Păi și ai tăi ce a spus? Părinții mei a zis, mamă, că dacă mai... Ca și cum ăsta îi făcea parte dintr-un clan al Constanței, că și cred că ai auzit și tu că sunt două clanuri, da, știi? Da. Și ăsta făcea parte dintr-un clan și mama se știa cu celălalt. Și a zis că să se potolească cu talentele astea. Păi din ce stai? Din ce clan era asta? Nu mai știu cum dracu se numea. A. Știu că e cu alfa colega amândoi, toți. Bă, păi și tu... Bine, mă, că ești tânără, soră, ești nebun, ai toată viața înainte. Stai puțin, așa vine? Te-am zis, Angele, că uite, mi-a făcut părul cu daia rotativă, care arată diferit și face ceva că nu. Păi și vine tărase la mine, Angele, n-am auzit discuția asta și face... Vai, ți-ai făcut ceva diferit la păr. Ia. E, te pula, n-a văzut nimic, a vrut să se dea important, soro, ce ești nebun. Că ți-ai făcut ceva diferit la păr. Ce să faci, dar nu, n-ai ce să faci acum, că nu. Ba, da. Aruncă, aruncă sus, sus! Care intenție și altă? Păi las-o să se facă. He? Așa? Gen? Era înainte, prima... Invers, adică gen. Nu, nu mai întoarce, că e nu, doar... Aruncă, aruncă așa, aruncă așa. Nu, că așa trebuie să stea, nu? Da, nu, fii atentă, dar dă-i sus. Vium! Bă, măcar vă distrați, faceți clătite, sunteți prieteni de mult timp? Mă, poate distrați, deci am certat azi cu unii... Bă, da, ce ziceau? Azi terminați. Cum? Ne-am certat azi cu unii, azi terminați. Păi ce ziceau? Hai, vreau să fac și eu live pe Instagram, pe telefonul. Stai că plăci de asta. Așa. Bă, luare-te cu telefonul tău. Așa, vorbeam cu unul de ceva timp și... Nu știu, dragul, mi-a zis el că s-a întâlnit una care echipără era în limbă după el. Și el mi-a zis că i-a zis niște chestii și pe am dat un mesaj lui aia că el mi-a zis să nu-i zic lui aia ce am vorbit. Și tu i-ai zis că... lui aia? Și eu nu i-am zis lui aia, am zis, bă, nu mai încerca să faci lucrul între că nu ți iese. Și după eram la City pe terasă și vine la mine și arată toată conversația și el a mințit cu totul, gen. Aia? Da. El a mințit. El a mințit, gen. Băi, bărbații sunt boschetar, mă, piși pe ei, de bună, gen, așa sunt toți, legit. Probabil o știi și pe aia, dar nu dau nume, că poate v-ați lasă, nu mai da nume, nu, da. Nu, dar nu-i frumos, că mă enervez și că mă iau cu ea de păr, cine știe cum apucă pe mine. Nu mă, că e frumoasă și importantă. E frumoasă și importantă, dar ce, două palme peste ureche? Ha? Faimoasă. E faimoasă? Dacă îi dau două palme pe ureche, pleacă toată faima odată, ești nebun. Faimoasă. Da. Ia zi-mă cum o cheamă, ia că m-ai făcut curios. Nu, că faci live. Iorga? Ce-ai mă, fix? Ce rară, dracu de nebună, lasă-mă cu cotețara ta, cu aia, pe cu aia vorbesc eu. Păi. A? Că tu ești miștoi. Am mai multe puiul meu, să rămână. Mă, sunt bine, sunt tatuat, am fost la pușcărie. Nu vreau, de ce? Două ani, ai pula, tâlhărie, furt, calificat, viol. A? Câți ani ai? Cum? În 28. Dar nu par să mor aici, a? Păi, vii la beach, please. Păi sunt MC pe scenă, ce ești, nebună? Adică? Păi nu știu, ia vezi și tu, caută și tu un pic așa, cam cine sunt. Bă, eu te știu de undeva, dar... Păi aia zic, Shelly, nebunii, nu știi? Shelly? Știi că avea Shelly o mașină la început? Înainte de Mercedes, avea el o mașină. Da. Eu sunt. Că auzi ce ai. Dar tu, dar nu-ți dădeam 16 ani așa, dar nu știu dacă e ok să vorbim, că ești mic, că mă puiul meu. Ei. Mă, soro, ai toată viața înainte, mă. Deja se mor din antrită pe tot. Da. Auzi, știi cu cine semeni tu? Când am auzit aminte. Mm. O știi pe femeia aia, pe cântăreața aia, cum îi zice, în Anglia, care cântă This girl is on... Adele?
Da. N-ai nicio treabă cu ea. Deci e una, fii atent aici ce spune. E una din India, Punjabi de-aia care cântă at na 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 na. Aia leite ești. Să mordă în sărei de tine direct. Ești mică, puiul meu, nu pot să zic nimic ca să mă vezi mărcă dacă n-aș da jihadul pe tine. Auzi? A. Acum nu. Bă, băiatule, bă. Bă, voi vă dați seama, mă, că oamenii ăștia au 16, nu? Mă, cum e posibil că ai, dar unul la mână să fie atât de dezvoltată la 16 ani? Da, că o să mai dau. Ia uși melodia, că m-am îndrăgostit de ea. Ho, du-te, dracu, dai cea, mă, cu îndrăgostitută, că mă duc la pușcărie. Toată lumea ras, n-am avea și belciug în limbă. Auzi, mă, că a stat el cu ea cu una, cu... Dacă iei strike, iau eu toată vina pe mine, te pup, Răzvane. Bă, am avut și eu aici două donații de la... Georgian Miriciu, 5 euro, te pup și costurile, dar vorbeam și Lemnian Răzvan, 5 lei pe supercea, pupichi. Și eu la 18 arădă 15. Schi, frații mei. Bună. Bună. Ce faci? Bine, uite, căutam să vorbesc un pic pe aici cu cineva, tu? A, păi eu mă plictisesc. Nu, bun, vrei să vorbim? Merge. Ai floci? Ce? Ce faci? Păi stau, mă plictisesc, tu? Și eu tot la fel, uite, am vorbit pe aici, m-am jurat cu unii, bă, na, de unde ești? A, super, super. De unde ești? Târgu Mureș. Frumos, eu sunt în Târnăveni, de unde ești? Ce? Sunt în Târnăveni, de unde ești? Am zis că ești din Târgu Mureș. A, acum poți să alegi? Acum poți să alegi? A, du-te, fransăgi. Host list, versiunile de 2 euro jumate, te pupă gecosul tău. Crrrr, crrrr, pau! O, ți-am apri ceac de spăitor, dar eu port un serez. Bă, ce lenton! Cărmangă poți, dar cărmangă poți. Celentanul mi-a zis, mă. Deci mi-am zis în toate feluri, dar nu celentanul. Cu vopsea de pași, tăși mă nevără. Cu vopsea două. Auzi? Stă bine. Auzi, dar eu am o de întumerire. Dacă eu m-am vopsit cu vopsea două și vopseaua e în capul meu, ole, unde sunt? La voi în gură, firea țale dreacu de obraznici, la 16 pence de obraznici. Cu vopsea două. Furcanier, băi! Ce faci, soră? Bine-mi place, era un părul tău să mor eu. Mersi mult. Mersi mult să rămână. Cum te cheamă? Maria. Bună, eu sunt Alexandru. Câte ai? Yes. Cât îmi dai? Cât pot. Dau în tine ca să urdu un clopot. Dar nu mai să ghicesc. 22. Am 19. What the fuck? Oh. De unde ești? Poftim? De unde ești? Din Brașov.
Ah, nice. Ok. Eu fac des Brașovul. Da, zic, nice că am învățat Brașovul. Echipa de sub tâmpa. Bine, eu mă duc, mă rog, la Silver, dacă știi. În, da, știu, Sinaia. Știu. Ah. Altceva, piscină. Wow, wow, wow. Că na, dacă ne place viața, ce să faci acum? Combinații. Eu am doi neuroni, dar sunt plecați la baltă, la Galați, la Sandu, de pe TikTok. Stai, ce faci, mă, puiu? Uite, bine, mă plictisesc. M-au înjurat pe aici cu trei sferturi de oameni, nu mai pot ieși de unde, nu mai ajuns. Băi, eu am dat numai de incredibil, am dat de un copil, cred că avea, deci mai mult de 6 ani, eu nu-i dau să mor eu. Și ce zicea? Bă, nu zic, tocmai că nu zicea, stătea așa, avea o glugă pe cap, nu știu ce, toată Jordan, fake, probabil. Wow, îți dai seama că n-avea ea. Stătea și asculta Rava, băi, stătea așa și făcea Rava? Așa. Și dintr-o dată, pune mă gurii, fac bătop, pune mâna la pulă și simte gloc. Nu, frate, dar stătea așa, era depresiv, știi, și făcea așa pe cap, suta în jos, era șmec. Și cu ce te ocupi, Maria? Măi, eu, cum să zic, sunt la facultate. În Brașov? Nu. A, unde? Dacă în poți să spui. În Danemarca? Acum sunt în România, dar... Bă, dar știam și eu ceva în daneză. Tu smog. Tu smog, gen, ești frumos sau ești frumoasă, nu? Da. A, atâta știu numai. Și nu știu cum ziceau ei, halo, halo, nu? Nu, ei zic, gen, hi. Hi, a, ok, da. Nu știu. Dar gen, gen hi, ca în engleză, dar zic cu un accent. Păi și ce te-a făcut? Hi? Ce te-a făcut să te duci în Danemarca la... Păi de mică mă duceam gen, am ăștia, mătușa cu unchiul meu sunt stabiliți acolo de vreo 5 zile. Și, na, gen eu în fiecare an mergeam la ei și așa și, nu știu, pur și simplu mă simt ca pe acasă, efectiv. Dar te înțelegi cu oamenii pe acolo? Că știu că sunt destul de rasiști, nu de-al da. Mă, cum să zic, nu toți. Adică am avut, e poveste lungă, dar zic mai pe scurt, unde lucrau mai de mult mătușa mea cu unchiul meu, aveau șefii lor, cumva erau doi soți. Ok. Dar la ce muncesc ei? Stai un pic, scuză-mă, gen restaurant ceva? Nu. Ah, ok. Și la o firmă. Yeah. Și... ăsta, bărbatul era foarte, adică a fost foarte drăguț așa și cu mine de prima, poftim? Afemeiat sau drăguț, gen? Că e o diferență, afemeiat, gen, cu avansuri subtile, cu... Nu, gen, era drăguț, gen, era... Politicos. Amabil. Politicos. Politicos, amabil, era de treabă, știi? Gen, de treabă, ok. Și... Nu că rasist sau așa, adică ne-a acceptat, români fiind, ne-a acceptat așa direct, știi, adică nu ne trata altfel sau ceva. Dar femeia, eu n-am avut treabă cu ea, că pe mine m-a iubit din prima. Gen, nu era rasistă. Nu, dar, de exemplu, ai mei lucraseră acolo de vreo, nu știu, 2-3 ani. Cu mătușa. Da, și le-a luat... foarte mult să intre în grație lui doamna. Ok, ca să fie bine cu patronul, la modul ăla. Da, să fie bine cu patronul, dar, na, știi, și cu ea, totuși. Și după s-au împrietenit, merg pe la ei pe acasă, nu știu ce, și au și un... Dar cred că tu vorbești multă engleză, bănuiesc. Da. Ah, ok, ok. Că am identificat așa, gen un accent, și nu încercam să văd, am, e Bristol, you know, lang. Dacă nu se zice accent la ei, dacă nu știi, gen. Eu am frecventat foarte mult Portugalia, Spania, că părinții mei sunt plecați de ceva timp acolo, da. Și mi-e place, bine, mă rog, Panama. M-am acomodat așa tare. Malaga, Bruxelles, peste tot, gen. Lisabona, mi-e plac toate. Este așa. Și ce vrei să urmezi când, gen, când termin? Păi eu la facultate acum studiez design vestimentar. Ok, un fel de geta voină. Da. Ok. Și vreau să conform, așa. Vreau să fac o firmă. Nice. De adică hai. Numai pe da. Firme. Nice. Păi da, și tu ești anul întâi acum?
Da. Ți-ai făcut, iartă-mă că intru cu, știi cum să zice, intru cu picioarele în spațiul tău personal, dar îți plac băieții de acolo? Da. Chiar dacă sunt, știi care e faza? Adică sunt drăguți, dar sunt... Sunt așa foarte, nu sălbatici neapărat, știi, dar sunt foarte timizi, așa. Ah, okay. Nu zic, bă, nu zic și nu fac nimic, ăștia nu știu să comunice cu o fată, știi ce zic? Păi și ce știu? Uga, uga. Uga, uga, exact. A, gen, sunt bun la pat. Poftim? Sunt gen, nu știu, vorbesc ei mult, dar sunt bun când trebuie. Nu, adică nu i-am încercat. E rușinat, scuze, n-am vrut să intru acolo. Nu, iartă-mă. Și cu ce te ocupi? Adică în alt, ce ți mai place în afară de ce faci tu? Păi dansez. Dansez de mică și sunt pasionată destul de mult de sală, adică fac sală de vreo 3 ani. Dansezi dancehall de-astea, new style sau clasic? Le-am dansat pe toate. Am dansat și populară, am dansat și clasică și dansez și modernă și street. Oh, nice. Și unde ai învățat? În Brașov? Da, de mică mergeam la cursuri, făceam cursuri de fiecare dată. Nice. Culmea că și eu am făcut cursuri în București, până când am fost și coregraf, vreo 4 ani de zile. Și apoi ai față de coregraf să mor eu. Da? Da, da, da. Da, ok, să rămân la mea. Adică nu știa că să primesc așa, ok, fost, că am păcălit și eu dansul ceva timp. Acum îți dai seama, vine bătrânețea, na. Da. Păi nu poți să te mai miști la fel, dar acum m-am îngrășat un pic, m-am... Na. Dar n-am fost niciodată în Danemarca și chiar sunt curios așa, doar am auzit, știi? Da, eu sunt... Mie îmi place, nu pot să zic... Am fost, crede. Adică eu am luat la rând așa un pic, că tot plimbându-mă pe filiera asta pe anglo-americană, am luat așa la rând Franța, Germania, cum te duci spre Anglia, știi? Da, am și muncit în Anglia un pic și am vizitat toate țările astea baltice, Croația, Italia, Suedia, știi? Și mi-a dat așa un aer mai... Bă, aș încerca. Mm-hmm. Dar nu știu dacă oamenii sunt la fel de primitori. Da, știi cum e, totuși depinde. Că ești pasionată de mâncare, de exemplu? Poftim? Ești pasionată de mâncare? Sau mănânci și ceapuci? Nu știu. Acum care e mâncarea ta preferată? Ah. Nu știu, nu pot să zic că am o mâncare preferată. Ești pretențioasă la mâncare înseamnă. Nu. Mănânci paste multe? Nu. Paste nu prea mănânc. Nu prea mănânc de-astea așa foarte făinoase. Mănânc mai mult legume. Ah, ok. Ești pe healthy că faci sală. Cu cât faci la piept? La piept nu fac mult. Fac 35. Păi și ce faci? Faci fesier sau ce faci? Nu, fac bâle așa sunt. Ah, ok. Ok. Și nu știu, cam atât. Piept nu prea fac. Mai mult fac spate, picioare și abdomen. Ok, ok. Deci fumezi? Păi da. Nu prea merge dacă fumezi cu sala. Știu, știu că nu ce prea faci, merge. Ce faci, ce fumezi? Ai, ce ții de fumezi? Winston Verde. Wow, select, e altceva. Altceva. Ai fumat de la mentol? Da. Mama, am fumat mult timp mentol, dar l-au scos de pe piață acum. Mai sunt doar câteva modele, ai văzut? Da, am văzut și mi-e frică. De ce? De gen că cancer și de asta ce zic ei? Nu, dar să nu le scoată, că după poți să le locuiești. Adică mai fumăm și Dunhill negru, dar nu știu, parcă mai bine. Uite, nu vreau să fiu așa, să fiu prea direct, dar cam asta e firea mea așa. Tu ai spus că ești într-o vacanță acum. Eu urmează să trec mâine și pe mine în Brașov, gen culmea. Ai vrea să ieși și la o cafea? Gen, nu, știu că sunt prea direct așa, dar îi pare o tipă super fascinantă. Adică mi-ar face plăcere să te cunosc. Doar, you know, just fac și atât. Nu știu ce să zic. Ok, you have time, you need time, ok. Da. I get that. Știu că nu e, dar sunt eu... într-o situație cu cineva. Ești cu cineva într-o situație. Păi, da. Bine, uite, dacă vrei, eu am o filozofie de viață un pic mai ciudată un pic așa, dacă vrei.
Eu zic că dacă vrei să scapi de el mai repede, poți să dai niște clipuri cu mine și se rezolvă. Facem haz de necaz, știi, ca să ne simțim un pic mai bine, da, să desindem situația. Nu, că nu scap de el, e gen abia la început, dar nu știu dacă... Ce-ți place cel mai mult la el așa? E din România? Da. Come on, girl, not gonna din make păcate, it. Da. Not gonna make it, not gonna make it. Crezi că o să vină după tine? A zis că vrea să vină. Eu cred că vrea să fiți fuck friends, sincer. Nu crezi? Bă, nu știu. Da, probabil. Da, probabil. Dar bănuiesc că nu ești tipul de fată care cade rapid în plasă și de asta. Nu, din păcate nu. Din păcate pentru el, din fericire pentru tine. Că așa ar trebui, da, să dar știi care e faza? Că toți, deci, toți, efectiv toți, bă, sunt la picioare și după, dacă îi refuz, ce nu-l ținai? Se au certificaturile despre mine, lucruri care nu sunt adevărate. Ce nu-l ținai? Poftim? Ce nu-l ținai? Eu? Da. 1,70. Ah, ok. Not, average cumva la femei. Da. Eu am 1,85 cu 28. Gen. Sunt ok. Ești bine. Mersi, Sărbuna. Da, ăsta mă, are 1,80. Hai că poate. Ok. Nu, pe mine mă interesa partea a doua, nu? Partea a e irrelevant. Adică să fii tu și Ghiță Mureșan cel mai înalt și cel mai mic din lume, dacă... Ești dulce și știi să vorbești și să te comporți, că până la urmă contează să te comporți frumos cu o femeie, să știi, să fii atent. Da. Eu am trecut așa pe niște căcaturi, tot la fel, fiind un pic mai trecut, să spunem, decât cu dansurile și cu astea. Și știu ce un pic ce înseamnă viața, dar nu mai ți arde la un moment dat. Că treci până ele și nu mai. Și de-aia când văd fete care sunt așa, gen... cred că știi ce mă atrage pe mine cel mai mult? Tinerețea e exagerată, că ești careless așa, știi? Când ești mic, ești careless. Da. Și aia, cumva te face să te simți și tu mai tânăr, că vrei, nu vrei, timpul nu iartă pe nimeni. Da, corect. Da. Da, tot că am vrut să te întreb mai dinainte. Ce părere despre sex oral? O părere foarte proastă, mi se pare. Ok, ți se pare mult prea implicată, nu? Am avut treaba asta, nu, uite, cu iubitul meu, gen 6 luni avem de când ne-am despărțit și chiar ăsta a fost singurul subiect care cumva ne-a despărțit, ne-a diferențiat așa un pic, pentru că noi la început știi că e totul miere și roz și bam, un kilometru de bine. Și la un moment dat, gen trecând, ne-am mutat rapid împreună, că te ia frenezia. Și la un moment dat ne-am lipit de treaba asta, zic, bă, da, ok, da, eu, da, tu nu și... Și am rămas așa marcat un pic pe treaba asta și de atunci zic, bă, încerc să culeg informații. Dar oricum, da. Fetele în general, uite, cum ai zis și tu, sunt foarte ok cu treaba asta, dar nu știu la băieți de ce nu sunt ok. Nu știu, mie nu mi se pare, adică e așa, știi, bă. E un contact mult prea intim. Da, adică, nu știu, mie mi-e scârbă de treaba. A, scârbă. Bă, eu prima oară, crede-mă, eu gen am dat să vomit. Eu, nu, gen la modul, am avut gag reflex, știi? A, pe bune. Da, rău și eram omul. Am fost embarrassing at the fuck. Come on, da. Dar am trecut peste la un moment dat. Nu știu, sau... Chiar nu. N-am încercat, nu-mi doresc să încerc. Dacă nu, bă, nu știi cum e, stai departe un pic așa de treburile astea. Ce nu-ți face ție plăcere? Nu... Stai un pic. Ok? Mă-l prea idul, Marica, te pensați că e chiar spălisele, te-i 1200. Dime. Si, claro. Pro, vivido acum în Elena, si că partele astea le-am mândut, Marica, ok. Nervi. Nu-mi plac nervii. Tatăl meu muncește pe tir de noapte, știi? Și ți-am spus că e stabilit în UK și au destul de multe certuri de-ai mei. Ah. Da. Eu fumez foarte, foarte mult din cauza stres. Am 4 luni la noul meu loc de muncă. Și sunt așa stresat. Da. Bă, nu știu ce să zic atunci. Cred că am putea să... Sper să ne vedem vreodată, să ne revedem sau pe aici, nu contează, dar mi-ar fi plăcut să ieși la o cafea cu tine, cred că ai fi fost o... Și mie, super de treabă, pe bune. Chiar îmi place de tine, dar știi, când sunt
Da, nu, dar e ok, ce... dar că tu cred că cumva mai înțeles un pic greșit. Eu nu... Adică eu vreau să ies cu tine because I need the BFF, fucking BFF, you know? Like, ah. Sunt gay. Ah, ok. Ok, nu, de-aia te-am întrebat așa un pic, dar mi-a fost rușine, adică n-am vrut să intru cu, știi? Și cred că cumva o prezență feminină în viața mea ar putea să mă ajute să mă descurc și eu cu bărbați. Că tu știi cum să te descurci cu un bărbat, nu? Da, cred. Adică... Dar știi care e faza? Eu sunt puțin cam rea cu băieții, zic de ce? Sunt puțin. Bă, deci, crede-mă, l-am lăsat pe unul să mă aștepte 45 de minute. Poftim? Eu l-am lăsat pe unul să mă aștepte 45 de minute. Când mi-a zis că a ajuns, eu atunci am intrat în duș și eu îi spuneam 5 minute, 5 minute, că mă îmbrac, gen, nu găseam tocul să am dat asta, gen, ce ziceam eu. Da, așa trebuie să-i faci să mor eu, lase. Claro! Lase să aștepte, să mor eu. Ascultă-mă puțin, băieții din ziua de astăzi, frate, sunt atât de pizde, încât trebuie feminin. Să... Da, scuză-mă. încât trebuie să, tu ca fată, trebuie să stai să alergi tu după ei. Da, adică da. Nu mai suntem, acum noi suntem vânătorii, știi? Mm-hmm. Noi fetele suntem vânătorii și ei sunt prada. Și da. Bă, nu, dar sunt parcă gen mami addict. Da, doamne! Mami's boy, să mori. Da. Eu nu pot să înțeleg treaba asta, dar oricum, când m-am mutat cu fostul, i-am zis gen, bă, dacă vrei renunțăm, m-am mutat la tot și ne mutăm împreună. Da, mi-e greu, că nu știu ce, cum o să trăim, i-am zis, fuck it, my man, you know? Muncim amândoi, trăim împreună. Da. Bă, deci nu știu, doamne, da, oameni și oameni, îți dai seama. Da, adică eu, dacă vrei... Cu toată dragostea mea te ajut cu băieții pe bune. Bă, sper să ne vedem vreodată. Așa să... trebuie. Da, cu... da, clar. Clar. Nu, dar eu și ce am făcut al meu primul? Bă, deci fii atent aici. I-am dat bloc de vreo 11 ori într-o zi. Îi lăsam și hai, nu te interesează, mine, pa, bloc. Și lăsam să mă caute, că nu-l blocam peste tot. Lăsam să mă caute pe alte platforme. Să văd, bă, frate, chiar îl interesează de mine? Și bă, oh my, wow. Bine, a venit la mine acasă, când am trandafiri. Mi-e plac trandafiri. Ce-ți plac? Poftim? Ce-ți plac, trandafiri? Trandafiri? Da, la un moment dat am avut boală pe criniu, dar după aia am zis, crini. Măi, mie-mi plac, astea, cum se numeau? Margaretele. Bă, da, și care-i treaba cu margaretele? Că, gen, dacă ar fi singura anotimă la care să te gândești, margareta zice primăvară. Nu, da. Fac ghiocel, fac, oh my, bă, deci ghiocelul... Spit on it, you know? Nu cu aia. Margareta. Bine, și la Laura mi-a plăcut mult timp, dar am fost cu unul Gianni, am fost cu unul Gianni care, mă rog, am avut noi o chestie mai... Am ajuns la spital. Fisura nală. Lui. Da, fisura nală. Ai... Ce să mai... I know. Nu discutăm. Da, ok. Mă simt embarrassing, nu? Nu intrăm în amândouă. Da, nu, dar oricum era gen... Macho, și pe mine mă atrag un pic așa mai impunător așa, știi? Că până la urmă vrei să fii egal, dar eu nu vreau să fiu egalul lui, eu vreau să mă domine. Eu trebuie să fiu aia dominantă care... Domin tu? Da. Mamă, stai deasupra mereu. Da. Ah, fuck, eu sunt complet opus, eu stau de desubt. I love it. Adică nu... Adică... Am fost la definitivă, lasă-mă să spun. Deci am fost la definitivă și de cine crezi că dau la definitivă? Două femeie. Și eram gen not ok și ea făcea gen, măi, stai liniștită că am mai lucrat cu bărbați. Și eu am spus, păi da, dar ai lucrat cu bărbați care le plăceau femeile, mie nu plac femeile. Și era gen, și am făcut, te rog, chem pe altcineva. Și a venit, bă, deci oricum, doare laserul ăla de mori. Nu știu dacă îți faci definitivă? Da. Fuck, I hate it. Mie îmi place durerea asta, nu știu, mi-mi place. E sadomaso? Bă, eu am încercat, crede-mă, dar nu știu, e sadomaso? Nu. Eu am încercat cu bici și cu căluși, dar nu, adică, nu știu că ai încercat. Dar e... palma e sfântă. Da. Palma e sfântă. Mă rog, și la ce dețin că l-am lucrat un pic. Că de-aia am fost un pic invidios pe tine, că ai zis că ai fost la sală și eu.
Da, fac picioare la sală. Bă, sincer, deci mi-aș dori foarte mult să beau o cafea cu tine. Ești tare rău de tot, sincer. Maria ai spus, nu? Da. Păi atunci, dacă e, îți las un Insta și vorbim. Lasă-mi aici un Insta. Hai că îți las aici. Hai nu mai lăsa, du-te să încerc să mă. Uite cum, deci mi-am dat seama că nu pot să o fut dacă sunt bărbat și m-am dat femeie și îmi lasă Instagram-ul. Băi! 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 Băi băiatule! Băi băiatule! Bă, iertați-mă, dar în viață e bine să fii poponar, îmi pare rău. I-am dat next ca să nu mai îmi lase Instagram-ul, că nu mă interesează. Tăi dracu la un loc, bă. Băi băiatule! Ce să zic, băiți? Nu, ca să nu înțelegeți greșit, pentru cine mă cunoaște pentru prima oară sau vede o megală pentru prima oară, scopul nu e să agăți femeie cea și nici nu, și că oamenii se mai supără când îi pun pe live și îi șterg de obicei, dar nu dau Instagrame pe chat, nu dau contacte, că mi se pare de căcat. N-a să iei și tu o cremă pentru fisuri anale animal periculos și ești ataie să rămână! Te trădează și fata, nu-i problemă? Păi nu e problemă, problema era că s-a refuzat cafeaua aia, dar până la urmă... Bă, știți de ce cred că refuză? Știți de ce cred că refuză? Bine, hai, nu vă gândiți acum că gata, m-a zis că lasă un Instagram, înseamnă că ne futem, nu. Dar gen, știi de ce refuză? Cumva că te vede un, bă, ăsta-i place de mine, dar mă invită la cafea, nu? No? Dar nu-mi plăcea de aia, vreau să o fut, gen la modul ăla. Ce să te vezi dacă mai e la bucătărie? Hei, bună. Oh my god. My way. My way on the highway. Faci YouTube? O să apar pe YouTube? Nu, fac OnlyFans. Mă vreau dacă o să apar pe YouTube. Nu, fată, stai liniștită. Ce faci? Bine tu? Bine. Ale naci s-am dat pe chele țigănii Gano, stilo romano, gano, stilo vengano. Tugu-tugu-da-da-da-da. Bă, dar era tare fata, nu știu de ce a zis voi așa. Cine vrea să fie iubitul meu? Eu, Denis. Să fie ce să. Eu? Ah, ți-ai intrat în rol? Normal, Lili. Oh my god, Conacu! Hey, eu sunt, bună! Bună! Ce faci? Bine, tu! 17! Bună, pa! Eu am mai fost? Ce ai mai fost tu? Acum să te ții la troll? E normal, mumușii meu. Dacă dau iar de amor. Mâine toți îi vezi pe Omegle când nu poți să combine ceva e gay. Mă, Andrei Alexa, nu știu, la mine a mers. Acum pasul 1 eu l-am făcut. Că mi-a ieșit, că nu mi-a ieșit partea a doua. Făceați rost de Instagram? Sau dați un date? Nu, eu am făcut. Ce pula mea vrei? Nu știu ce zic alții. Oh my god. Adu-ți aminte de microfon? Aolo. Orbă. Oh my god. Îmi place eyelinerul. Bună. Bună. Salut fraților. Lasă-mă, Dari. Salut frații mei, vă pup. Am uite. Salut, salut. Ce faci? Mă primi mai repede să fac foame. Dacă te mai uiți așa pe gazi că mă te bat să moară foame. Eu nu știu, frate, că asta e așa, dacă vrei să mă bați, bate. E frate. Aaaa, ce faci cum natul meu, mâncați-i zlobozul din pula aia de centaur, de șmecher, variata-i pe fața mea. Trage trăgeara în mine direct, trage centaurul meu, regele României, mâncați-i și pula ta că tu erai șmecher, alții nici fraier nu erau. Ia uite ce frumusețe ai lângă tine, mâncați-și. Al meu e. Am pentru tine orice vrei tu, dar să nu mă fuți, atâta tot. Sunt roz în cap, dar nu poponar.
Ia uite-o pe sort. A, așa. Aia vreau să văd eu când văd asta, când se dă părul pe spate. Hai că te lăsăm, te lăsăm. Nu, de ce să mă lași? Poți să intri, dacă vrei. Nu, fii atent că mai devreme am dat noi de cineva. Cu ce vrei tu, cu, știi ce zic? Nu, eu am păi nu, dar nu e, păi nu, stai că nu te simți prost că n-ai. Dar eu nu-mi problemă. Că nu e, dacă e... De unde sunteți? Din București. Aolo, nu e bine că mă bate. Moșul meu, eu glumeam, am gagică să moară familia mea, dacă eu glumesc. Ia, soro, ești numărul unu, ești talent. Eu sunt fac mai gura lip aici, mai vorbesc și eu prost. Regele meu! Când alții erau fraieri, tu te încălțai cu Dalea Șmechere, cu Dolce Gabbana, cu Lacoste. Când s-a urcat fraierii ăștia la Lacoste, nu-i muște crocodilul, știi? Hai că... M-a blochezat. Bă, ăsta e pe ăla de pe TikTok, măi. Familia mea nu vrea să mă bat ăla, să mă vezi mort. Dacă nu te bagi pentru mine, să bag pula în gura ta. Am dat pe gura ta. Dacă... Hai că suntem trei, e bine. Bă, auzi mă unul că... Și patru. Aaa, bun. Ia o forță. Ia faci. Forță, eu n-am tot așa să mă mama. Sunt în Peaky Blinders. Ce ești, mă? În Peaky Blinders. Bă, dar nu, stai, el e Conacu. Nu mai știu. Conacu de pe TikTok, aia. Foarte frumos, frate, te iubesc, în casa și coaie tale. Și eu să te ador, coaie, să mor, îmi place videoclipul. Îmi place. Unul frumos găsești și tu nu-i ceri Instagram-ul? Alina Marinera Sârbu, mulțumesc mult de membru Ion Șmenchero. Ia vino fă-mi cu aia, Irina. Irina! Ia vino cu aia. Ia vino cu aia. Ce-ai spus tu? Unul frumos? Hai, te prezint la judecat acum la stambor pe ăla. Te prop, ia și pantalon pe tine, hai. Dacă nu vii să bagi, pula în fața mea, domnul. Iese război în seara asta. Era sar la reșeul ăsta, am pus ăsta să moară, tine. Hai! Ai două minute să vin cu acela stabor. Auzi ce zice? Că unul ai găsit tu frumos și nu i-ai luat Instagram-ul? Auzi, i-am găsit Instagram-ul. Uite, ți-l scriu pe chat acum. De underline. Vezi că ți l-am scris pe chat acum Instagram-ul, ai auzit? Vezi că l-ai pe chat acolo, ia. De underline despărțire, ăla e. Îl găsești acolo. Caută-l. Dar nu mai este. Hai că-l găsești și pe alu Raluca. Ia că l-am găsit și pe alu Raluca. Ia. Server, underline. Ia că l-am găsit. Gata, hai. Bă! Nu eu, nu sunt eu, să mor eu. Mi-e vede pisca la aia. Mamă, mâncați, ești pula ta, ce cuib de ciorei în cap. Nu eu, tu ai. Futu-te-i gura, mamă. Dracu, zici că e de la de pe stâlp de barză, futu-te-i gura. Du-te, mă, dracu, să te văd, da să te văd tot. Da să te văd, futu-te-i gura de sătean. Futu-te-i gura de sătean. Care ți s-a lungit mâna, că ți-a fugit vaca cu priponul de mână. Dă-te-i zloboz, să te bată. Au, și eu. Salut. Te pup. Hai, nu mai fi supit, ce-i frumos, îi place și lui Dumnezeu. Marileno, tu mă bagi în sânge să mor eu. Ești de la Isabela. Eu sunt, da. Oh my God, știi cine e? E de la ce se joacă 5M? Da! Poți să-ți fac o poză, te rog. Cum? Poți să-ți fac o poză. Facem. Și eu vreau. Ce vreau. Oh, stai o secundă, te rog, că vreau să-mi pun un pahar de bere, bine? Bine. Vreau să-i trimit poza la Sinti să-i fac în ciuda. Mă uitam cu o prietenă la 3 noaptea la voi, la Isabela și la... Și eu mă uitam, deci... Oh my God, un minus apun. Hai! Ce măi? Haide, fă poza. Dar ce sunteți, mă, surprinse așa? Nu mi-e să cred. O știi pătănțica? Nu. Ok, deci... Oh my God! Oh my God! Da! Mai dracu, la un loc, bă! Câți ani aveți?
14 și 16. Mulți înainte, sunteți micuțe rău. Vă iubește Fofi. Mă, mă, capac. Oh, ce faci? Prost, ai. Bă, dar l-am adus pe Fânfi pentru fetele alea, mă, să facă poză frumoase cu Fânfi, că se uită la 5M, dar hai, hai să încercăm să găsim pe cineva cu Fânfi. Ui, bă, este mață, ce eu zic. Pula mea faci, mă, nabletule, firai al drecu. Dar cât, și cât minus ai? Cât minus? Dar să vezi cât plus am, plus 24 în pură, dacă ți-o bag în gură, arătură. Serios? Direct. Serios? Aha. Nu cred, arată. 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 Vrei să arăt? Da. Report, 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 report. Report la măta în gură. Ce fă, Paulidio? Ce faci, fă, frumos? Bine, conacule, tu ce faci? Te pup, bine, uite, m-ai dejucat aici. A, bă, dar nici o femeie, mă, să fac și o labă frumoasă în seara asta. Dacă chiar o ai te-au pe la casă pe un, sau nu știu ce și te ducă undeva, opțiune din echipa lui Marian. Dar n-a zis. Dar nu, că Marian oricum fură la gramaj. Bă, băiatule, ăsta-i conacul, bă! Bă, îi fac SS cu aia, eu am dat el. Bă, care tu, bă, că telefonul m-a găsit, mă? Muie Marian! Mama. Borsuk? What? Librusuk? You speak English? English? Yeah. English struggle moe. What? What? Hello, Viget. Ah, Viget. Scheiße. Da, ce-și la muie? Ich bin Berliner. Du bist Berliner? Du bist, ich bin Berliner. Yo, where are you from? Yo, tu. Ah, you to me, right? Yes, me to you. I give like this. No. No, I give you like the fudge. I give you the tempul a mea de aici, I give you. Beau să uit de supărare. Fă-te limba, da mop. Ce faci, mă? Nu mai vin, ce să fac? Ce păr frumos ai, mă, cacă iese de nas. Cum, ia-ți-ai mustață? Îmi plac căștile. Aaaa, ia uite-l până unde stătea la coada curului, băi. Vezi că ți-l umplă la supapă, băi. N-ai treabă, mă? Bunule din coceri, umplă la supapă să moară tata dacă nu umplă la supapă pe bune. Ce vorbești tu serios, mă? Întrerupem puțin live-ul pentru a vând drumat către Instagram-ul oficial al Conacului. Follow și tu chiar acum la Conac Official pe Instagram. Activează clopoțelul pe acest canal. Dă un like și rămâi alături de noi până la final. Care treaba, mă, Vlad se ceartă cu cine se ceartă Vlad pe chat acolo? Da, mă, îl adusesem pe Fonfi pentru fetițele alea, mă, mici, mă. Nu m-am. Care șustă? Care șustă? Nu știu, mă, știu, mă, că n-a inventat nimeni glumele. Glumele sunt readaptate. Da, aia și eu când îi mai vedeam pe unici, că se folosește la glumele. Cu aia n-am folosit eu glumele, că le-am folosit, că nu le-am inventat eu, că le-am folosit eu. Te pup. Mamă, tu ești ăla de pe TikTok, o să moară familia mea de rup. Afară de familia ta. Și gen, acum ești pe TikTok? Da. Unde dracu sunt pe TikTok dacă eu fumez în fața la camera, e nebun? Da, mă. Dar nu ești, mă, de pe... Nu, da, stai, mă. Ce faci? Am trecut și eu pe aici, pe...
Să văd ce mai... Să mă rumbă dacă nu-i spune. Ai bărbat? Nu prea-ți place să te dai. Am 16 ani, mâncați așa. Băgați-i pula mama și în rasa mea și în morții mei și în familia mea. Dar de ce faceți voi de-astea? Eu n-am pun nicio. Next. Dar de ce să te înjuri? Zi direct. Am glumit să mor, dar n-am știut că trebuie să întreb că ți-a legat ce vrei. Ce știe lumea ce pula ce aia prefectura. Știi vorba aia, de ce nu știe pizda și pula carte? De ce? Că când, gen, că stăteau sub bancă la școală. Sau cum era, ceva de genul, a, nu da. Ai prins-o tot. Am înnebunit melodia asta lui Luis Gabriel, Jamon. A, și mi-am adus aminte să-mi bag pula. Luis Gabriel blochează melodiile pe care le pune el pe canalul lui, blochează live-urile. Știu de la toate diamantele și nu pot să le scot. De fapt, până în 6 ore pot să le scot, dar durează o zi jumate. Să vadă alți oameni live-ul meu. Bă, știți mentalitatea mea? Ce e prea mult strică și vreau să rămânem așa, suntem de 3 ore jumate live. Toate au 16, da. Vreau să rămânem la o țigară două ori și vorbim un pic și după aia să ne tirăm, că eu mâine dimineața la 6 trebuie să mă trezesc cu aia și adorm foarte greu, adorm în vreo 2 ore. Gen, adorm dacă închid live-ul la 1, adorm pe la vreo 3 și dorm 3 ore, plec spre Galați, am de condus 3 ore. Și o știa pe toată, o știa George pe toată. Oricum, cred că v-ați distrat în seara asta. A fost fun. Mie mi-a plăcut. Îmi place așa din când în când să mai fac omegăl. Nu-mi place să-l fac main. Trebuia să dormi acum, lasă, Gabriele. Ce faci la Galați? Mă duc la Sandu, că mi-a promis că merge la pește pe baltă. Nu știu încă pe baltă, că mi-a zis că îmi dă share location de când ajunge pe baltă dimineață. Stai așa, să vedem dacă mi-a dat. Deci băiatul ăsta mi-a dat un mesaj, mi-a dat o variantă de preț fix, exact ce am spus eu cu aia. Deci i-am dat lui Irina, vreau să vând niște skin-uri, 1950 de euro, da. Mi-a dat o variantă pe care o așteptam deja, dar nu vreau. Eu stau în Galați, zic cele mai bune locuri de pește, abar n-am, stai că nu-mi place că avem prea multă lumină, așa. Ca să faci white balance-ul din spate și din față. Băgam o cafeluță când ajung la Sandu? Da, 100%, 100%. Ești minunat și știu. Mulțumesc, să rămână. Am râs toți colegii de celulă aici pe Rahova? Cu ce trebuie pe la noi? Deci mâine dimineață plec la 6 dimineața, la 6 mă trezesc, la 7 vreau să plec, spre Galați, la Sandu. Dacă conducea Irina era bine, nu vreau să-și ia permisul, eu tot bat la cap și spun, bă, termină-te că nu mă urc în mașină cu tine dacă ai permis, știi? Dar nu vrea să și-l ia. Și mergem la Sandu, i-am promis de vreo lună și ceva, dar i-am spus, bă, Sandule, uite cum mă spune și eu, sunt Gabriel, mi-am zis, bă, hai să facem un grătar. Eu nu prea mai făcut grătar cu frații mei în ultimul timp, decât așa când ne vedem super rar pe fugă, că oamenii zic, uite, l-am pe Jegosu pe Klassen, care a venit și el din Belgia după vreo 8 luni de zile, 7 luni de zile și... Îți dai seama, vrea să ne vedem și am zis, bă, până luni m-am distrat, dar cât sunt la volan, nu mai intru, BRV-ule, scuză-mă, iartă-mă. Vă pupă, fratele, știu că sunteți mulți care sunteți la volan pe drumuri și mă ascultați, știu că nu mai e același hype ca în trecut, nici eu nu mai fac același hype, dar ne distrăm pentru că sunt eu și cred că eu fac omegul ăsta fan pentru voi, ăștia care mă rămâneți pe mine și respect pentru treaba asta. Eu cred în tine, Irina, du-te și ia permisul. Galați mâna sus, nu știu dacă sunt foarte mulți oameni din Galați aici. În schimb, am devenit addicted de două locații. De lacul Tâncăbești 2, unde mă duc cu drag și mă duc mereu. Eu v-am mai zis de ce mă duc. Mă duc pentru că sunt...
sunt bine primit acolo. Unul la mână, doi la mână, am restaurantul lângă mine, mi-mi place și prețul și mâncarea. Și... și nu știu, nu zice nimic, Gabriele. Și trei la mână, prind și pește. Dulce aproape, Valea Lupului, ia uite aici, Galație, ce trebuie să rămână. Pe Boteni ai fost? Da, nu recomand Boteni pentru că stă cu gura pe voi. Patronul ăla și vine de 50.000 de ori la voi și mie nu-mi place treaba asta. Data trecută am tăcut pe live, am un vlog de acolo pe Boteni. Stabilim și noi, nu stabilez nimic. Uite, mi-am stabilit acest pește cu Sandu cu o lună înainte. Nu pot să stabilez nimic de acum. Pot sta și 24 de ore pe baltă? Da, la Tâncăbești, da. Bă, la Tâncăbești, dar ca și cu ce bere, nu prea-mi place mie să vorbesc pe prețurile oamenilor. Pă, Tâncă, eu sunt client. Pă, Tâncăbești, te duci 90 de lei partida de 12 ore, da? Te-am văzut ieri pe centură la Tunari, te pup, Marius Radu. 90 de lei, n-ai reținere, dar dacă vrei să iei pește acasă, îl plătești. Și acum, cât zic ei acolo, Firentiz, mulțumesc. Care e faza cu Valea Lupului, dar aveai pe live-urile de pe TikTok? Nu aveam nicio treabă cu Valea Lupului pe TikTok. Azi am venit de la Dunăre, ai prins ceva? Tu la țară ești din Lăpșanu, că tata e din Valea Rusului. A, da, 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 din Lăpșanu. Părinții din partea tatălui și din Radu Vădă din partea mamei. Din păcate, tata al meu din Lupșanu s-a stins și mama e destul de bătrânică. E ceva cu terenuri. A, nu, cineva mi-a recomandat un teren în Valea Lupului, dar nu mă interesează. Nu, nu o să mă duc acolo, ce. Bun, bă, vă pup pe jegosul vostru, am fumat și eu 3 sferturi de țigare cât mai aveam. Vreau să mă grăbesc un pic, vreau să apuc să mă mai spăl și eu, să mă culc și eu, știți? E prohibiție? Pe bălți private nu e prohibiție. Vă pupă jegosul vostru, mă mulțumesc din suflet pentru live-ul ăsta, sper că v-a plăcut, la finalul zilei contează doar sau decât să râzi, timpul tău e cel mai important. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru live, dar după aia m-am grăbit cu outro. La finalul zilei contează doar sau decât să râzi, timpul tău e cel mai important. Ai grijă cu cine ți-l prezi, eu am fost cu Nacu, vă mulțumesc, ne vedem mâine dimineața la cafeluță, rapid când ajungem în Galați, ok? Scuze că nu mai stăm un pic de vorbă. Vă pupăm, trebuie să mă trezesc dimineața.